Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Gabriel, de introducere. Mulțumim frumos speakerilor și partenerilor noștri de astăzi care au acceptat invitația de a fi alături de acest prim proiect pe care Energinomics îl organizează împreună cu Business Mark și mă bucură acest lucru. E un parteneriat de mai mulți ani. Am ținut de fiecare dată aproape, dar am zis acum să organizăm împreună și un prim eveniment. Vă propunem pentru astăzi două sesiuni cu nouă prezentări. Vă încurajăm să fiți activi, să ne puneți cât mai multe întrebări și, bineînțeles, la sfârșitul zilei să plecăm cu informații prețioase în ceea ce privește subiectul de astăzi, mobilitate și dezvoltare sustenabilă la nivelul orașelor. Aș propune să începem cu primul speaker de astăzi. O avem alături de noi pe Melinda Reicli, Country Manager S+B+ Group, o companie cu sediul în Viena, iar Melinda coordonează operațiunile de 10 ani și se ocupă de proiectele pe care le dezvoltă organizația în România. Melinda, îți mulțumim frumos că ești alături de noi și ne bucurăm că vei împărtăși din experiența voastră astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc și eu foarte mult pentru această oportunitate de a prezenta societatea noastră și proiectele noastre în cadrul acestui eveniment. Și, cum ai zis, Daniel, noi suntem o firmă de dezvoltare imobiliară cu sediul în Austria. Practic, suntem o firmă privată prin asocierea a două familii, familia Schertler și familia Beck. Așa a devenit și denumirea noastră S+B Grupe. Operăm în Viena, în Austria, dar și în Praga, în Republica Cehă, în Varșovia, în Polonia și aici în București, în România. Eu m-am gândit ca să prezint puțin proiectele noastre, nu doar din România, dar și ceea ce facem, de exemplu, în Viena și o să arăt și un proiect din Polonia. Așa că aș începe prezentarea cu un scurt video despre proiectele noastre din Viena. O secundă, doar să fac un share screen. Sigur. Cer scuze pentru puțin, un moment doar. O să folosesc aceste câteva zeci de secunde până când o să avem pe ecran video pentru a vă reaminti, doamnelor și domnilor, că suntem în online pe paginile de social media ale Energinomics, pe YouTube, în Facebook și în LinkedIn, de asemenea pe canalele similare ale Business Mark. Și reiau îndemnul meu pe care îl avem de fiecare dată la aceste conferințe. Folosiți platforma MyConnector. Odată logați acolo, puteți să adresați întrebări vorbitorilor și mai ales puteți intra în contact unul cu celălalt. Sunt 210 persoane înscrise în această dimineață în MyConnector. Vă aștept ca la finalul conferinței, undeva în apropiere de ora 1 și 30 de minute, să fie avut câteva sute bune de persoane care au urmărit această conferință. Dacă este în regulă în momentul ăsta video, putem să-i dăm drumul. Duna City's office and residential high-rise district is currently one of Europe's largest urban development projects. Avem sunetul și acum cred că începe working, să vină și imaginile. World famous, immortalized in music, Blue Danube. Da, acum se vede. Here, on the new waterfront in Vienna's 22nd district, attractive residential and office space is being developed over the next 5 to 10 years. These developments comprise a total of six new large-scale and architecturally significant construction projects with a total usable area of 200,000 square
meters. The buildings will comply with the highest ecological building standards. For example, Danube flats, intelligent floor plans, and a standardized terrace concept for all apartments guarantee comfortable living and sensational views. DC Waterline accommodates an educational campus, an innovation campus, and apartments for musicians, where, thanks to special construction measures, it is possible to combine both living and rehearsal space. DC3 is sure to enliven the district. More than 800 students will live in Austria's tallest student residence and will certainly appreciate the adjacent Koper Beach and its leisure activities. The building boasts impressive bay windows in each room, allowing residents to enjoy the wonderful views. DC Tower 1's twin tower, DC 2, will offer an attractive mix of working and living, all under one roof. DC Residential, situated directly on the water, fantastic views of the new Danube, some units with private gardens. DC Flats add residential charm to the wide range of spaces on offer. For the first time, Vienna has really moved to the water. A new living space has been created, centrally located, intelligent living concepts that guarantee a sense of well-being. The city, Vienna on the Danube. Deci, cum am spus, asta ar fi proiectele noastre din Viena. Cred că e foarte interesant, de aceea mi-am permis ca să vă și arăt ce concepte avem acolo. O să vă arăt și un proiect din Polonia, care e în faza finală de a fi livrată. Aici, în schimb, am făcut un showroom virtual și cred că de aceea ar fi interesant ca să vă arăt și acest lucru. Pentru că, practic, astfel am oferit ocazia potențialilor chiriași ca să viziteze spațiul creat chiar de acasă, din living-ul lor. Sper să se vadă acum screen-ul. Se vede. Deci, practic, prin accesarea site-ului proiectului există un link către showroom-ul nostru virtual, care s-a și încărcat deja și care permite vizitarea spațiului, cum am spus, din orice loc al lumii. Asta ar fi floor plan-ul, adică planul unui etaj regular. Și practic cu folosirea mouse-ului se poate accesa tot spațiul. Aici este, de exemplu, intrarea în spațiul virtual sau în showroom-ul cu recepție, cu vedere spre piața centrală a Varșoviei, cu Palatul Cultural și celelalte clădiri din centru. Și practic orice persoană interesată de spațiu poate să-și facă un tur complet al spațiului, cu săli de ședințe, cu birouri personalizate. Cu spații open space. Și ce este foarte interesant, ce în viața reală nu reușim să facem niciodată, dar într-un tur virtual este posibil și acesta, să trecem prin peretele de sticlă, ca să vedem și un spațiu de întâlnire. Deci, cum am zis, acest showroom există și în realitate, dar am făcut și o versiune online pentru toți cei interesați ca să viziteze proiectul. Și acum voi vorbi puțin despre viitorul nostru proiect aici în București.
care e localizat pe Strada Doamnei și este chiar vis-a-vis de Banca Națională a României. Proprietatea am achiziționat anul trecut. Aici vedeți locația. Bănuiesc că piața universității este cunoscută pentru toată lumea, la fel și locația Băncii Naționale. Și exact vis-a-vis de acesta deținem o proprietate pe care dorim să construim un proiect de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Ca și funcționalitate, noi am dorit să avem o clădire de birouri, evident cu spații comerciale la parter. Toate proiectele noastre din ultima perioadă sunt construite cu foarte multe standarde moderne aplicate și foarte multe dintre ele au fost certificate conform procedurii LEED, Platinum sau în unele cazuri Gold. În cazul acestui proiect, la fel țintim spre un LEED Gold, spre un LEED Platinum, mă scuzați. Aici vedeți un desfășurător a spațiilor pe care le proiectăm. Deci vom avea aproximativ 300 de locuri de parcare în subsol și, cum am spus, per total în jur de 20.000 de metri pătrați construiți. Aici vedeți câteva vizualizări. Dorim să avem un proiect, ca de obicei, care să se acomodeze perfect la locația de care aparține și să fie o parte integrantă și din viața social-culturală a orașului. Nu doar să creăm un spațiu de birouri complet închis. Conceptul nostru întotdeauna este ca să maximizăm locația oferită de fiecare proiect. Cam acestea aș fi dorit eu să vă arăt astăzi și o să mă bucur să răspund la întrebări pe care aveți legat de proiectele noastre. Mulțumim, doamna Melinda Ricli, pentru această introducere în panelul de discuție de astăzi. Foarte interesant acest parcurs virtual care dublează într-un fel sau continuă forma obișnuită de comunicare în această perioadă. Iar pentru mine, cel puțin ca tată de băieți, sunt elemente pe care le recunosc din jocurile lor, și anume această opțiune de a trece prin, de a vedea prin pereți, de a trece dintr-o parte în cealaltă. Sigur, acolo în Fortnite, de exemplu, se face cu niște hack-uri și nu sunt prea bine văzuți cei care recurg la astfel de trucuri. Însă, în aceste situații, este extrem de utile și este o primă formă de inteligență care permite alegeri în cunoștință de cauză. Despre acestea vom vorbi astăzi mai mult. Reamintesc că numele conferinței noastre este Alegeri inteligente pentru orașe inteligente. Nu doar pentru că suntem cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile locale, probabil cu impact asupra marilor proiecte din orașele României, dar în principal pentru că tehnologiile din perioada de față permit astfel de alegeri. Salut în acest moment și debutul unui nou proiect cu finanțare publică prin Autoritatea Fondului de Mediu, care de asemenea ar trebui să impulsioneze investițiile mici și medii în alegeri inteligente pentru clădiri. Înainte de a-i da cuvântul domnului Răzvan Copoiu pentru prezentarea pe care domnia sa ne-a pregătit-o pentru astăzi. Așadar, încă o dată alături de noi, Răzvan Copoiu, mă bucur să ne revedem. Ai cuvântul. Acum da, credeam că îmi dai amin. Acum se aude, da? Bun, bună dimineața. Mulțumesc că am preluat legătura. Online este foarte, foarte dinamic și îmi pare bine că în modul acesta ne putem reuni cât mai mulți în astfel de mediu. E un avantaj față de întâlnirile face-to-face, poate să faci mai multă lume. Da, suntem la orașul inteligent, la toată partea aceasta de smart și în direcția aceasta vreau să-mi orientez prezentarea. Pentru mine este și o experiență nouă, sunt de curând la firma Signify și o să vedeți despre ce e vorba.
sunt foarte entuziasmat pentru că soluțiile pe care le-am găsit aici, în zona de oraș inteligent și nu numai, sunt unele cu care vom face diferența și se va face diferența și la nivel de sănătate și la nivel de siguranță, inclusiv a copiilor. Am auzit câteva lucruri în clădiri, calitatea luminii, despre asta vreau să vorbesc în continuare. Cred că aș pune prezentarea și aș vorbi pe ea, este ok așa? Sigur. Da. O să fac acum share. Așa, ar trebui să o vedeți. Da, se vede. Da? Bun, hai să încep să dau slide. Bun, Signify, poate unii dintre noastre nu știu, este Philips Lighting, da? O să vedeți puțin cum în ultimii ani s-au făcut niște schimbări, inclusiv acesta de nume, în principiu pentru bursă, da? Pentru partea de bursă, dar putea delimita mai bine business-ul de lumină față de alte business-uri pe care Philips le are, inclusiv în zona de health, de home appliances și televizoare și mai departe. Bun, acum, ce înseamnă Signify? Pentru mine e important să spun, pentru că asta am descoperit și eu de curând și chiar sunt mândru să spun că pe partea de iluminat, da, este numărul 1 mondial. Odată la zona de iluminat cu lămpi convenționale, cum le cheamă Signify, și anume cele cu filament de diverse tipuri, dar apoi trecând treptat în LED, numărul 1 pe LED în lume la ora actuală, da. Și mai apare acolo cuvânt connected, asta este ceva ce e mai nou și despre asta o să vreau mai mult să orientez discuția astăzi. Și anume, în afară de partea de lumină, care trebuie să fie de calitate, putem să ajungem și la o eficientare mai mare prin conectarea corpurilor într-un cloud și vestita gestionarea datelor, da? A data computing, și astfel ajungând să facem scenarii, să optimizăm tot timpul, inclusiv cu AI, cu inteligența artificială. Bun, restul, mă rog, angajați. Cifra oricum este, am înțeles, mai mică de 6,2 a fost, dar acum am achiziționat încă o companie foarte importantă în zona asta de smart și am ajuns la 1 miliard de euro. Să trecem mai departe puțin. Am mai spus câteva, dar e bine de știut că după 125 de ani este Philips în prezent, în piață, și chiar dacă nu a inventat becul, da, totuși de când l-a produs, s-a devenit numărul 1 pe partea și de partea de filament, dar apoi și zona de LED. Dacă vedeți, din 2012 au început să apară mai multe informații legate de zona de smart, da? Deci odată a apărut Philips Hue, poate unii dintre noastre îl cunosc ca fiind un sistem controlat și inteligent de casă, în principiu. În spatele meu, că asta am avut o discuție cu Gabriel, spune că în spatele tău e ceva, o poză. Da, într-adevăr, este o imagine dintr-un showroom cu Philips Hue, și anume controlul luminii de intensitate și culoare, inclusiv cu Alexa, da, comandă vocală pentru apartament. Și iar pe acest sistem, și acest sistem este lider în domeniu. Încet, în 2016 s-a făcut acea separare, da, ca să Philips a vrut să delimiteze zona de iluminat pentru a putea da o dinamică diferită a acțiunilor, și astfel a apărut compania Signify, special dedicată iluminatorii, au mai rămas în partea cealaltă, zona de medical și de home appliances și TV. Poate un interesant punct ar fi martie 2018, când am lansat două platforme foarte interesante de care o să vorbesc puțin mai târziu. Odată Interact, acest cloud, da? Un cloud al luminii, al corpului de iluminat, unde poți deja să faci, așa cum am spus, analize și poate fi conectat cu orice alt sistem, da? Inclusiv SAP sau depinde, deci orice alt sistem. Și TrueLiFi este un nume nou pe care vreau să-l lansez astăzi cu ocazia aceasta. Poate numele TrueLiFi l-a zis oficial în online. O să auziți mai multe despre el. Este un mod de a aduce internet prin lumină, da? Deci, un fel de Wi-Fi, dar de o altă frecvență, mult mai safe, cu aceeași siguranță ca un cablu, care nu poate fi hăcuit, da? Și în zona, e adevărat că are o zonă delimitată, asta înseamnă de fapt securitate, da? Acolo unde bate lumina, acolo există internet și nu poate fi accesat cu o rețea, să zicem, clandestină în altă parte. Doar dacă ești în zona acelei lumini, poți să beneficiezi. Bineînțeles că până acolo lumina intentul ajunge prin cablu, dar acolo în zona de, să zic, emisie radio, este foarte important de a aplica unde este nevoie de securitate sau în zona de avioane, unde nu ai voie să ai frecvențe wireless. Sau de ce nu? Poate chiar în zona de VIP, unde, după cum știți, dacă mergeți pe un stadion, există internet, dar nimeni, Wi-Fi, dar nimeni nu poate să accesezi, că sunt prea mulți. Cu acesta poți să faci diferența și poți să delimitezi anumite zone cu o viteză foarte mare. Bun.
Haideți să mergem mai departe. Da, sunt mai multe branduri, dar e bine să le știți, nu vreau să rămân pe ele. Hue și Wiz în zona aceasta de wireless și internet și control iluminat inteligent de interior. Color Kinetics este cel iluminator de exterior și asta e foarte important de știut, că există și monumente și clădiri care pot fi iluminate, numai clădirile interioare de birouri sau străzile. Și aici este, o să declar tot timpul și o să iau ca o misiune personală, dacă pot să fac asta și dacă sunt și ajutat, că nu e așa simplu, să putem să iluminăm cât mai multe monumente ale României cu lumină așa cum trebuie. Și voi fi la dispoziția oricărei autorități publice să facem asta. Bun. Așa cum am spus, Philips ca și brand de corpul de iluminat, dar și Interact, noua platformă de Internet of Things. Mergem mai departe. Aici este un trend, cred că orice companie multinațională a descoperit cam aceleași trenduri, da? Odată urbanizarea, populația crește și aici, într-adevăr, iluminatul e foarte important. De ce spun asta? Pentru că interiorul unei clădiri, la început era becul cu filament, da? Și erau anumite, nu puteai să faci foarte multe cu el, da? Dar acum LED-ul, dacă țineți minte, la început, când apărea un LED, era foarte puternic, da? Și nu puteai să te uiți în el, nu e deranjat la un moment dat. Sunt studii foarte, în spate, multe studii făcute, regretor, cum trebuie să fie lumina în acel corp, cum să bată, să nu bată în ochi, mai ales la partea de birou. Suntem iar deschiși să colaborăm cu zona de autorități și de stat pentru a crearea unor normative mai precise în acest domeniu. De ce am auzit de situații în care lumina nu este de calitate? În principiu, inclusiv culoarea luminii nu este cea care trebuie. Sunt studii făcute special de ce anume culoare, mă refer aici în Kelvin, ce anume culoare trebuie să aibă lumina pentru a putea te concentra, pentru a putea să ai o senzație de well-being și mai departe. Țările din vest lucrează foarte mult în zona asta și mi-aș dori ca și România să înceapă să se gândească inclusiv la, nu numai la spațiile de birouri, dar global, așa, ce înseamnă calitatea luminii, nu doar să fie lumină, ci cum să fie acea lumină. Avem specialiști, avem arhitecți care pot să facă aceste studii împreună cu cine trebuie pentru a ajuta la creșterea calității vieții până la urmă. Bun, și zona de resurse și eficiență energetică, iar e foarte important de spus și o să spun și mai târziu. De la trecerea de la convențional, de la becul clasic, dacă filament la LED, evident că există o scădere mare a consumului de energie, este o eficiență energetică foarte mare și asta e un lucru foarte bun. Dar de aici mai departe, dacă intri în zona de smart, poți să reduci în continuare cu până la 50% în plus consumul de energie electrică. V-am zis LED la LED, dar LED-ul de data asta smart și controlabil cu intensitate variabilă în funcție de ce anume scenariu este acolo. O să vă zic mai departe. Bineînțeles, digitalizarea, partea de smart, fără ea nu se poate. Chiar dacă e un scenariu câteodată apocaliptic, o să fie un cloud care poate controla totul, mergem în direcția aceasta și sperăm că vom avea noi controlul. Dar este direcția, așa cum zicea și Musk, nu se poate, să nu ne vedem întoarce din aceea direcție. Ok, aici doar pentru auditoriu, doar să știți zonele. Public înseamnă orașe, sport foarte important. Eu am aflat acum că Signify are un domeniu foarte lider pe partea de arene sportive, stadioane. Este iar foarte important cum bate lumina, ce intensitate. Evident că se pot face și controlul iluminatului. Acum am înțeles că se poate de pe tabletă controla absolut un stadion complet, orice la partea de lumină. Și asta este viitorul. Bun, retail, office, industry, iar asta e un domeniu mai drag mine că vin în zona asta, deci orice ține de hală industrială. Și la final, ceva foarte interesant și o să încerc să promovez în timp acest domeniu în alte țări, horticulture. Ce înseamnă acesta? Iluminatul pentru zona de agricultură. Sere, evident, business-ul mare este, ultima oară am discutat în Rusia, da? Și dar încet încet apare și în Europa. Cu sere, cu anumită culoare de lumină, plantele cresc și aici nu e vorba de euro, da? Deci nu se dă plantul niciun euro, pur și simplu îi se dă radiația necesară pentru a crește natural, ca și când ar fi soare tot timpul, deși este întuneric și mai departe. Și această creștere, v-am zis, nu va strica sau nu va aduce o calitate mai proastă a mâncării, pentru că nu se adaugă nimic, pur și simplu îi se dă plante exact ce culoare are nevoie și ce intensitate a terminat. E un business foarte interesant. Și văd aici aplicații nu numai în zona de sere, văd aici aplicații în zona de
și mă refer la România, da? Crescătorii de păsări. România este, după cum știu eu, numărul 1 în zona asta de crescătorii de păsări. Aici culminarea cred că e foarte importantă, da? Văd că există doar acele lămpi cu infraroșu. Se poate face mult mai mult. Asta și am auzit inclusiv la piscicol și peștii ar putea să aibă o creștere dezvoltată mai rapid datorită luminii. Multe inovații. Philips Signify acum are până la 20.000, aproape 20.000 de patente. Și ajung la ce mă interesa pentru această, și acest panel și pentru această prezentare, acest interact, acest cloud pe care îl are Signify, și anume controlează în partea de jos, dacă vedeți zona neagră, da, toate corpurile de iluminat de diverse tipuri. Luminezi, de exemplu, înseamnă acele pătrate din birouri care înlocuiau tuburile cu fluorescență. Mai sus este zona de control shutter, da? Și anume softuri dedicate pentru fiecare domeniu în care activăm. Adică există un interact pentru city, adică pentru iluminatul public, în general se numește city public, deci doar afară, da? Stradă, bine, și parcuri, și de parte, landmark, după cum v-am spus, monumentele. Și apoi le vedeți oricum în poză, arenele sportive, retail, adică acasă, office și industry. Iar mai sus, în zona roșie, este acest control și această conectare a tuturor sistemelor, pentru că asta este de fapt unde se dorește să ajungă. Poți să ai mai multe sisteme din diverse domenii, adică orașul este format și din stradă, și din o clădire inteligentă, și din cea de acasă, da? Și din home, dar împreună să poată fi integrate într-o singură aplicație cloud care poate să facă statistic, să dea sau să calculeze eficiență, ținând cont toate aceste zone. Această platformă Interact o să o dezvoltăm, nu e aici neapărat cadrul în care să explice vorba interior, dar este o platformă care poate optimiza de la consum energetic, proiecție, mentenanță, foarte multe lucruri care aduc până la urmă la economie de bani. Da? Deci aici nu vorbim doar că arată frumos niște lumini frumoase, pur și simplu economie, mai puțin bani, mai puțin bani la factura de energie, mai puțin bani la mentenanță, predictibilitate și așa mai departe. Ok. Nu, mă rog, multe informații. Poate că ce mi s-a părut cel mai interesant, pentru că în România, în zona de building, suntem destul de ok. Am observat că și clădirile există un trend foarte bun, mai ales cu producătorii sau cu dezvoltatorii particulari care vor să aducă zona asta de clădiri green. Pe partea de oraș însă nu există încă România decât foarte, foarte punctual. Și anume controlul străzilor și al iluminatului de fapt stradal și zicem, al parcurilor, într-adevăr, așa cum am spus, cu scenarii. Da? Pentru că dacă avem nevoie de lumină, o aducem la puterea și la intensitatea care trebuie. Dacă nu este nimeni pe stradă, nu mai stăbe cu aprins la 100%, pentru că de data asta avem LED, e dimabil, și putem aduce economia, așa cum am spus, până la 50%. Când vedeți aici 80%, se calculează de la partea de la convențional, da? Dacă faci înlocuirea de la convențional, de la filament. Dar totuși, eu asta spun că am văzut că sunt destul de multe aplicații pe LED. Se poate face și mai mult aducând partea asta de soft, da? Soft integrat, platformă cloud. Și acolo, mă rog, apar câteva lucruri. Consumul de energie, mentenanța. Gândiți-vă că acum fiecare corp, și mă refer aici oriunde, nu mai de pe stradă, va trimite un mesaj pe telefon, pe tableta acel de mentenanță, că în câteva ore trebuie să schimbe, mai are câteva ore de funcționare becul sau că are o defecțiune la un element și trebuie să schimbe. E foarte, foarte important să putem previziona. Bun, aici cumva am putut să vă pun la curent cu noutățile pe care dorește Signify să le aducă în România. Mă refer la zona asta de inteligență. Dar în concluzie, nu vreau să spun despre produs, despre soft, pentru că asta, mă rog, o lăsăm la cei de la IT să își regleze toate așa softurile, să le aducă toate în cloud. Dar mesajul meu este următorul. Haideți să lucrăm împreună și aici, cum am zis, suntem la dispoziția oricărui port decizional să mărim calitatea luminii, să îmbunătățim calitatea luminii de la birou. Apropo, era un studiu și mi s-a părut interesant. Până în 2030, deci în 10 ani, populația poate ajunge la 50% miopie datorită calității luminii. Asta nu numai luminii, de fapt, că și sunt cu ochii în telefon, de fapt. Dar și calității luminii. Deci calitatea luminii, haideți să
aducem lumina la cea care trebuie, da? Să existe documentație, să existe cai de sarcini așa cum trebuie, nu doar să fie prețul cel mai mic, pentru că e foarte important să ne gândim că noi și copiii și mai departe trebuie să aibă LED-ul e foarte periculos dacă nu le reglezi așa cum trebuie. Lumina e mult mai puternică decât LED convențional, îți poate face rău și asta e foarte important. Și de ce nu? La final, în urmă, eficiență energetică, consum mai puțin. Da. Și ultimul cuvânt, înainte să închid, ajutați-mă în cazul în care există persoane interesate să aducem mai multă lumină și să punem în valoare țara asta cu monument. Mulțumesc că dacă mai să fie întrebări, dar eu zic că am acoperit puțin despre ce e vorba. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Copoi. Am început să colectăm întrebările. Eu mi-am notat două sau trei deja, pornind de la prezentarea pe care ne-ai oferit-o. Multe lucruri interesante și mărturisesc că din toate acelea mă voi concentra eu cel puțin pe câteva care au legătură directă cu orașul, cu municipalitățile, dezvoltările de birouri și chiar în zona industrială. Sunt teme pe care simt nevoia să le mai dezvoltăm. Mulțumesc mult! O să-i dau cuvântul imediat lui Daniel Drăgan pentru a face introducerea următorului vorbitor din această primă sesiune de discuție de astăzi. Și înainte de asta voi opri share screen-ul. Așadar, Daniel... Mulțumesc frumos, Gabriel. Mulțumim, Răzvan Copoiu, pentru informațiile transmise. Într-adevăr, lumina e importantă pentru calitatea vieții. Vă dorim multe proiecte și în zona autorităților. E clar că pe segmentul de real estate, atât în zona de office, cât și partea de retail, industrial, logistică, producție, sunt investiții și sunt convins că acolo aveți multe proiecte. Toate companiile sunt preocupate de eficientizare, de creșterea calității de workplace, de calitatea mediului de lucru pentru angajați. E important să avem aceste proiecte și în viața socială, viața de zi cu zi și important ca autoritățile să investească în asta. Evident, înseamnă reducere de costuri, înseamnă eficientizare și înseamnă un viitor mai sustenabil și o calitate a vieții mai bună pentru toți. Următorul speaker de astăzi, mă bucur că l-avem alături de noi, pe Lucian Angel, este fondator și CEO a EnergyPal, TimePal și FMS, o experiență foarte bogată în zona de facility management cu peste 3 milioane de metri pătrați de spații pe care le administrează. Îi mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră și alături de noi astăzi. Lucian Angel. Mulțumesc frumos, Daniel, pentru introducere. Mă bucur să fiu alături de voi, mai ales că vorbim de o tematică foarte interesantă și foarte în trend în momentul de față, partea de Smart City. Și așa cum a spus și Daniel, în baza experienței care o am de peste 17 ani în zona de facility management, am reușit să realizez, să-mi fac o idee despre ceea ce își doresc utilizatorii. Ceea ce își doresc utilizatorii, ceea ce își doresc pe de altă parte și proprietarii de clădiri și noi între prestatorii de servicii. Deci eram undeva un buffer între cele două și atunci trebuia să jonglăm cu aceste informații. Am să arăt câteva cuvinte, nu știu, în momentul de față se vede? Încă nu se vede prezentarea. Ok. Să dau share screen. O să las să rulez în timp ce vorbesc. Se vede acum? Da. Ok. Să știți câteva cuvinte despre ceea ce facem noi la EnergyPal. Deci, în primul rând, experiența vine din zona de facility management, după care am început, chiar aici arată de 15 ani, dar deja s-au făcut 17. Între timp am reușit să facem partea de eficiență energetică, în baza experienței care am acumulat-o și vreau să văd cum îl facem să meargă mai departe. Așa, da. Și am început să facem proiecte de eficiență energetică. Ele sunt dublate în același timp de o companie care o avem pe zona de facility management,
că se numește Facility Management Services, și care ne sprijină în această zonă. Okay. Specializarea noastră este strict tehnică, accentul fiind pe zona de eficiență energetică și mergând pe zona de servicii energetice, dar totodată în afară de partea de expertiză tehnică am adăugat și partea de echipamente și partea de automatizări destul de mult prezentă în momentul de față pe partea de BMS principală. Ok. Ca și idee, facem servicii de audit energetic, contorizare inteligentă, insist întotdeauna asupra ei, este baza tuturor proiectelor de eficiență energetică și toată baza tuturor proiectelor de smart building care dorim să le implementăm. Fără o diagnoză, fără o radiografie a ceea ce este într-o clădire, pe o proprietate, ce consumuri sunt, când se realizează acestea, niciodată nu vom ști unde să acționăm și când să acționăm asupra reducerii consumului de energie și să-l măsurăm și ulterior. Deci contorizarea inteligentă este una din direcțiile care întotdeauna o împingem în față și care în momentul de față, chiar vreau să specific aici, este în momentul de față un proiect de finanțare POIM 6.2 care este deschis strict pe partea aceasta de contorizare și care este până în luna decembrie. Deci să mai pot face încă proiecte, vă sprijinim și noi pe această zonă. Ele pot fi combinate totodată și cu partea de automatizare într-o anumită măsură. Partea mai proastă este că, într-adevăr, București nu beneficiază de un sprijin foarte, foarte bun în această zonă, dar cealaltă zonă din țară sunt accesibile pentru acest proiect și putem să vă sprijinim pentru finanțarea acestora. Ok, am să vă spun de parte de BMS, pentru că tematica este legată strict de smart building și atunci aș vrea să punctez pe direcția aceasta. În momentul de față, orașele smart sunt formate din clustere de clădiri smart care acționează independent și care relaționează cu mediul, cu clusterul și pentru a șerui resurse în acest sens. Dar plecând de la fiecare entitate în parte, de la fiecare clădire de sine stătătoare este un sistem care funcționează și care își are ca scop partea de eficientizare a costurilor de operare, partea de eficientizare a costurilor de energie și totodată îmbunătățirea vieții ocupanților clădirii. Ok. N-am să citesc tot ceea ce este pe slide-uri. O structură de acest gen o știți, este cunoscută. Ceea ce e foarte important să cunoașteți în momentul de față e partea interesantă legată de smart building și de BMS, că aceste sisteme nu mai sunt la fel de prohibitive cum erau în trecut și un lucru care este și mai interesant este faptul că în momentul de față prin soluțiile care le-am urmărit să le implementăm și le-am adus în portofoliul nostru, cum este Tridium, reușim să facem integrarea soluțiilor mai vechi sau protocolelor diferite ale altor producători și avem o flexibilitate în oferirea de soluții la un cost scăzut. Deci nu mai suntem limitați dacă am avut un Zouter, spre exemplu, sau un TAC, să trebuiască să upgradăm doar cu același sistem, putem să upgradăm cu un sistem de la Tridium, care este bazat pe Niagara, cum ați văzut mai devreme, și ne permite o flexibilitate foarte mare în combinarea diverselor soluții ale mai multor producători, la un cost foarte, foarte bun. Deci asta am urmărit să integrăm. Un alt brand care este în portofoliul nostru, Diste Control, pentru care sunt reprezentanți în România și care am să vă prezint aici un pic despre partea de eficiență energetică, eficiența costurilor de operare a spațiului respectiv și partea de îmbunătățirea calității ocupanților clădirii.
Ceea ce diferă față de sistemele clasice de BMS în momentul de față este partea aceasta de IoT, cloud, respectiv partea de analytics, adică datele care până acum erau oarecum statice, se înregistrau într-un calculator în BMS, în momentul de față ele sunt culese, interpretate în cloud și se obțin prognoze și putem să stabilim și tipare de operare ale clădirii, ceea ce ne îmbunătățește mult cele trei direcții care vrem să le folosim pentru clădire. Ceea ce v-am zis mai devreme, acesta este echipamentul care ne permite să integrăm producători de la mai multe companii și inclusiv și protocoale diferite, astfel încât nu suntem limitați la a face un upgrade al unei clădiri vechi și mai ales de a îmbunătăți niște clădiri care deja au sisteme învechite sau sunt sisteme mai puțin funcționale. Putem să folosim senzoristica, putem să folosim anumite rele din câmp și putem să le integrăm cu soluții noi să facem un upgrade. De aceea am pus și acest Niagara care este furnizat de către Tridium și de către Distă Control. Partea aceasta cred că ați mai văzut-o, referitoare la costurile care sunt cu energia, costurile care sunt cu costurile de spațiu de închiriat și cu costurile care sunt cu angajați. În momentul de față, partea aceasta de angajați, de costuri cu angajați este cea mai importantă și o să tratez chiar aspectul care e foarte sensibil acum, pe partea de COVID și cum ne impactează spațiile de birouri. Dar putem reduce cele trei componente, energia, partea de optimizare a spațiului și partea de, hai să zic, de disponibilitate a angajaților în spații. Așa cum ați văzut probabil și în alte prezentări, ideea este că un BMS integrează toate tipurile de sisteme, plecând la partea de climatizare, de control al luminii, control al accesului, iluminat exterior, ocuparea spațiului, într-o singură soluție, astfel încât să ne poată permite un randament mai bun al clădirii. O aplicație tipică, care aș vrea să o prezint, e legată de partea de birou, în care nu mai e nevoie acea cablare. De multe ori avem teama aceea legată de trebuie să cablez foarte mult. În momentul de față sunt disponibile multe echipamente care comunică wireless, care comunică Bluetooth, cum sunt și acestea legate de senzori de prezență multipli, de la senzori de prezență, senzori de luminozitate, temperatură, umiditate, la fel telecomanda pentru partea de climatizare, care este la fel și aceea Bluetooth și inclusiv o să vedeți și comanda de pe telefon a acestor echipamente. Deci deja e mult mai facil să facem un upgrade al unei clădiri fără a mai avea aceste restrângeri legate de cablare. Pe de altă parte, în momentul de față am spus despre clădire, n-am spus despre ocupanți. Ocupanții se așteaptă să aibă mult mai mult confort și din perspectiva aceasta toată lumea e obișnuită să facă multe procese, să le acceseze de pe telefon, inclusiv partea de personalizare a spațiului din folosind telefonul, se poate realiza personalizând un spațiu, la fel folosind aplicații care sunt conectate la sistemul BMS de localizare a spațiului, de rezervare a spațiilor de meeting și de obținerea diverselor servicii, inclusiv din partea de facility management. Deci toate sunt agregate, începând de la partea aceasta de control a termostatului din cameră și finalizând cu partea de solicitare de servicii pentru spațiul respectiv. Un lucru care vreau să-l prezint legat de unul din furnizorii noștri pe partea de senzoristică pentru zona de protecție a zonelor tehnice, protecție pentru inundație, protecție pentru
scurgeri de freon, scurgeri de carburant, Andel, la fel îl folosim cu succes și se integrează în zona de BMS. Am să vă spun acum de partea de COVID, pentru că în momentul de față multe din clădiri au destul de multe spații goale, oamenii sunt încurajați să lucreze de acasă și s-a creat o anumită teamă referitoare la acest lucru în spațiu de birou datorită răspândirii COVID-ului în spațiu prin recirculare a aerului. Și atunci trebuie să găsim inclusiv noi în zona aceasta de clădiri inteligente niște soluții care să fie rapide pentru a susține această revenire economică. Și sunt măsuri atât proactive, este vorba și de comunicare deschisă, și măsuri reactive în zona asta. Ceea ce e foarte important e partea de control la calității aerului. Și aici o să prezint două lucruri. Partea de a ști care spații sunt ocupate și care nu, de a vedea încărcarea din fiecare spațiu, la fel de partea de a evita cât pe cât posibil partea de contact, inclusiv la termostate, la alte lucruri care se întâmplă în spațiu, a asigura distanța socială și a comunica cu oamenii în acest sens. Câteva măsuri care sunt aplicabile și care pot fi realizate atât cu sistemele existente, cât și cu îmbunătățirea ale acestora, sunt legate de partea de îmbunătățirea ventilației în spațiu, de numărul de cicluri de aer proaspăt introdus, de echipamentele de filtrare, de filtrele folosite și inclusiv de folosirea în spații aluminii UVC, care distruge partea de microbi. Și aici sunt câteva exemple în acest sens. Deci, inclusiv zonele mai dens ocupate care sunt semnalizate, partea de lumină UVC care poate fi folosită în spații, dar cu programare când, în momentul în care nu sunt oameni în spațiu. Partea de control a climatizării direct de pe echipamente mobile. Deci sunt diverse soluții care vin în sprijinul îmbunătățirii condițiilor de lucru, iar ceea ce este foarte important ca să comunicăm cu ocupanții clădirii referitor la statusul din clădire, respectiv câte cazuri de... E vorba de partea de... transmisie din clădire și riscurile care sunt aferente. Asta a fost legat de partea de smart building și digitalizare în această direcție. Pe partea de manager energetic, pentru că era una din aspectele care trebuiau abordate în discursul de astăzi. Noi suntem manager energetic autorizat și prin această calitate avem anumite obligații care trebuie să le respectăm în corelare cu legea. Ceea ce s-a schimbat față de anul trecut e vorba de raportările care nu se mai fac către ANR, se fac către Ministerul Economiei și Mediului Afaceri. O să le vedeți aici, sunt actualizate. În principiu ele au rămas obligațiile aceleași, doar modul de raportare și direcția de raportare este diferită. Este o obligație economică. Noi ceea ce încercăm să obligație legală, dar noi încercăm să o transformăm totuși într-un avantaj economic, în sensul că avem destul de multe contracte de eficiență energetică, de management energetic, care încercăm să le introducem componente de eficiență energetică și de a îi face pe beneficiar să înțeleagă aspectul acesta de utilitate care îl au și în acest sens avem centre comerciale în care am introdus măsuri de contorizare, măsuri de reducerea energiei reactive, sunt măsuri de reducere a consumului. La fel avem centre logistice în care facem, pot să dau exemplu de
Sandoi Courier, EMAG, MOL-ul de la Electroputere, MOL-ul de la, la fel de la Constanța. Deci, sunt multe zone în care reușim să îi facem pe beneficiar să înțeleagă că nu este doar o obligație legală, ci poate pot și să beneficieze de aceste avantaje pentru a crește profitabilitatea până la urma beneficiarului prin aplicarea în practica a propunerilor care le facem. Aici o să vedeți câteva din propunerile noastre care le-am avut. Sunt mult mai multe. Vreau să mă încadrez oarecum în timp, dar ceea ce vreau să spun este că totdeauna venim înaintea beneficiarului și venim cu soluții pentru a face o eficientizare energetică, de a găsi surse de finanțare, inclusiv cum este în momentul de față partea aceasta de proiect, de program nou lansat, Energy App, în care avem deja stabilite niște pachete de furnizare a soluțiilor de energie fotovoltaică pentru beneficiar, astfel încât să se încadreze în pachetul acela de 100.000 de euro și la fel și pentru POIM 6.2 pentru zona de contorizare. Deci avem niște rutine deja stabilite și inclusiv partea de suport în zona de finanțare. În alte cazuri chiar facem finanțarea din resurse proprii, astfel încât beneficiarul își face saving-ul din reducerea de consum și își plătește investiția din reducerea de consum. Cam asta am vrut să vă prezint pentru astăzi. Oricum, apelați-ne, avem în spate experiența de utilizare a spațiilor, dar și resursele legate de implementare prin firma de facility management, prin care reușim să facem partea de actualizare, de suport, de implementare, montaj și inclusiv partea de mentenanță ulterioară a soluțiilor care le implementăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, domnule Lucian Angel, pentru prezentare și pentru numeroasele direcții de gândire pe care le-ați lansat în aceste câteva minute. Sunt, pe de o parte, cele legate de sursele de finanțare și le-ați enumerat câteva dintre ele, apoi genul de activități care se pretează în momentul de față, cu accent în principal pe BMS, dar și pe celelalte elemente care țin de managerul energetic, și eu nu sunt foarte curios să aflu mai multe pe fiecare dintre aceste elemente. Vom ajunge în foarte scurt timp la zona de întrebări și răspunsuri. Îi dau cuvântul acum prietenul nostru de la Bern Heizung, Mihai Măierean, pentru prezentarea pe care ne-a pregătit-o astăzi. Mihai, te rog. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc, Gabi, pentru invitația de a participa la evenimentul vostru. Să punem și un share screen. Se vede, o să te rog, o să-l pui în full screen. Este în full screen, te rog. O secundă să mut. Bioconcept, practic, Smart City. În ultima vreme, foarte multă lume vorbește despre Smart City, doar că nimeni nu prea ajunge sau sunt foarte multe definiții despre ce înseamnă Smart City. Așa cum vom vedea, practic, Smart City se bazează pe șase concepte sau șase piloni, din care unul cel mai cunoscut este mobilitatea, care se referă la tot ce ține de tranzit și de mișcarea în cadrul acelor orașe, pentru că una din problemele uzuale de care ne lovim zi de zi, bineînțeles, în afară de tine, Gabi, care folosești noul metrou, noi aici în Cluj nu avem astfel de opțiuni. Cluj, probabil și Oradea și vor mai fi și alte orașe. Da, probabil următorul plan va fi construirea unui metrou care leagă de la Iași, Cluj, Oradea, Târgu Mureș și iese undeva la Constanța. Imediat cum Elon Musk se apleacă cu mai multă atenție asupra României. Bineînțeles. Ala este primul și marele proiect la care toată lumea se gândește când aude de Smart City, dar în realitate scopul tuturor măsurilor din activitatea sau din proiectele de Smart City au
au ca și scop competitivitatea economică, sustenabilitatea și reducerea poluării. Practic, degeaba, imaginați-vă un oraș ca un sistem de priză, da? În care sunt băgate tot felul de aparate, de la încărcătorul de telefon, televizor, calculator, orice vreți noastră. Da? Priza respectivă, la un moment dat, e plină datorită dezvoltării orașului. Nu putem să mai introducem obiective noi, de exemplu, clădiri de birouri sau mall-uri, fără să facem investiții semnificative în infrastructura care există, da? Pentru că, practic, nu ai de unde să aduci capacități noi energetice, sau varianta cea mai simplă e prin măsuri globalizate de eficiență energetică. Noi, practic, ne ocupăm de eficiența energetică, ca și ceilalți colegi din această prezentare, ne ocupăm de eficiența energetică pe zona de încălzire. Și urmează în prezentare o mică analiză a consumurilor energetice ale unui oraș din România, care întâmplător și din senin pur și simplu este Cluj-Napoca, datele sunt ale Clujului, și observăm că consumul de gaz, se vede și mouse-ul pe ecran. Consumul de gaz este cam de 4 ori mai mare față de consumul de electricitate. Aici este consumul general, inclusiv tot gazul consumat de zona rezidențială sau de populație, inclusiv de zona industrială și așa mai departe. Din acest gaz, practic, 54% este consumat de populație. Rămâne o valoare extrem de mare, de aproape 1,3-1,4 terawatt-oră de energie care o consumă sectorul public. Ca să fie mai simplu, să transformăm într-o unitate de măsură cu care suntem oarecum obișnuiți, chiar dacă vorbim despre energie, un kilogram de dioxid de carbon, că la nivel global în Europa și la nivel mondial totul se transformă în tone de CO2, deci practic 1000 de kilograme de CO2. Valoarea energetică sau valoarea poluantă a acestui gaz este de 525.921 de kilograme de dioxid de carbon. Aproape 22.000 de tone, 22.000 de camioane de 24 de tone. Deci, cel puțin în opinia noastră, este o cantitate considerabilă și asta e doar la nivelul Clujului, nu e la nivelul țării. Pentru că investițiile de eficiență energetică în zona de rezidențial sunt extrem de greu de implementat, în special datorită faptului că sunt foarte, foarte mulți beneficiari sau care fiecare și nu avem voie să intrăm să facem lucrări pe această zonă. Da? Nu putem intra în casa ta să-ți facem noi lucrări fără acordul tău sau din bani publici. Da? Practic ne vom ocupa astăzi doar de zona de clădiri publice. Da? Aici este energia termică consumată în Cluj-Napoca de clădirile publice. Observăm că e împărțită în 4 categorii de tipuri de clădiri. Clădirile publice reprezintă tot ce înseamnă administrație. Clădiri de administrație, primărie, prefectură, secții de poliție sau orice alte clădire de genul ăsta. Ele consumă 67% din energia termică. Da? Universitățile consumă 17% și școlile doar 4,28%. Asemănarea foarte mare de impact dintre universități și școli este prin eficientizarea energetică se obține un act educativ mult mai calitativ și un impact pozitiv asupra sănătății copiilor și bineînțeles a cadrelor didactice și așa mai departe, dar în special a copiilor. Diferența mare din punct de vedere tehnic de eficientizare sau de implementarea unui proiect de tip școală față de o clădire publică se datorează nu doar datorită clădirii în sine, ci specificului activității. În sensul că o clădire administrativă pot să o mut oriunde în altă zonă a orașului, da? Pe când o școală are o fereastră de oportunitate de lucrări de doar 3 luni de zile maxim, cât e vara. După care e foarte greu să faci lucrări. Nu prea e cum să muți în alte școli sute de copii.
Practic tot ce înseamnă consum de gaz, 90% se referă la zona de HVAC, cum spunea și Lucian, partea de încălzire și răcire. Dar gazul în special este folosit pentru zona de încălzire. Practic, de ce să ne batem capul cu HVAC-ul și din perspectiva noastră, de ce să ne batem capul cu HVAC-ul și nu cu digitalizarea anumitor procese sau automatizarea sau monitorizarea pe bază de face recognition sau alte nebunii de genul ăsta, datorită faptului că consumul energetic final, să spunem așa, sau cantitatea absolută de gaze cu gaze de CO2 degajate în natură este cea mai mare, este zona cea mai poluantă și și cea mai greu de controlat. Da? Practic, potențialul cel mai mare de eficientizare, da? Impactul cel mai mare asupra sănătății utilizatorilor, da? Un mediu mai puțin poluat va produce un act educativ mai coerent. Scuze. Așa cum menționam mai devreme, disponibilitatea resurselor energetice, pentru că ce se economisește, de exemplu, la nivel de unități școlare dintr-un anumit cartier, rămâne disponibil de energie, inclusiv electrică, inclusiv termică, pentru o potențială nouă investiție de tip clădire de birou sau blocuri sau mall sau orice altceva. Inclusiv diminuarea efortului financiar al comunității, creșterea gradului de retenție a personalului datorită unui loc de muncă mult mai modern. Iarăși, una din avantajele mari ale eficientizării HVAC-ului este faptul că sunt soluții cu grad mare de standardizare. În sensul că nu diferă cu nimic o școală din București față de o școală din Cluj sau din Târgu Mureș. Școala, în linii mari, are cam aceeași specificații, înălțime medie de 3,54 metri în încăperi, utilizarea este similară. Pe când dacă vorbim de zona de mobility, acolo ai nevoie de soluții dedicate pentru fiecare tip, pentru fiecare oraș în sine și mai ales în funcție de mentalitatea și tipicul cu ce este obișnuit utilizatorul acelui oraș. Practic, școlile și universitățile, că despre ele vorbeam, sunt cele mai greu de eficientizat, să spunem așa, față de o clădire publică, datorită câteva obstacole constructive. Da? Suprafața ridicată foarte mare, aproape 50% din suprafața fațadei este vitrată, perioada foarte scurtă de execuția lucrărilor, așa cum am menționat, doar vara. Plus că și dacă ar fi să ai un noroc fantastic ca și antreprenor general să se închidă licitația și să primești ordinul de începere a lucrărilor chiar la începutul perioadei de vacanță, există tot felul de procese sau proceduri fizice care trebuie implementate, care durează și riscul este extrem de mare de a ajunge cu lucrările în sfârșit de septembrie, când trebuie să înceapă școala și să fie cu școala neterminată. De aia de foarte multe ori retrofiturile sau eficientizarea energetică la școală înseamnă doar o schimbare de centrală din perspectiva sistemului de încălzire. O altă problemă a școlilor este perioadele lungi de ventilație necontrolată. Adică cu toții ne aducem aminte pe vremea când eram la școală, unii din noi ne mai aducem aminte, când era pauză, toată lumea alerga prin toată școala. Acum cu COVID, într-adevăr, sunt alte povești, sunt alte reglementări, dar sperăm că vor trece și vom depăși cu bine toată această perioadă. Da? Posibilitatea de vandalizare. Foarte multe discuții care le-am avut cu inspectoratul școlar din diferite zone, din inspectoratul școlar din județul Sălaj, din județul Suceava, din județul Cluj, toți mi-au spus: ok, Mihai, dacă să punem radiatoare sau să facem alte, să facem automatizări, nu putem pune termostate în camera, în sala de curs, pentru că le vandalizează copiii. Și nu le vandalizează din răutate, ci pur și simplu din tătiseală, din joacă mai degrabă. Da?
Problema, altă problemă sunt clădirile istorice. De exemplu, avem clădire istorică în zona de proiectare pentru eficientizare energetică sau pentru reabilitare. La Oradea este o clădire de la 1800, o fostă mănăstire franciscană. Pereții au o grosime de un metru. Pe trei nivele clădirea și toate planșele sunt pe bolți. S-a făcut un studiu de fezabilitate, clădirea la ora actuală e încălzită cu radiatoare și soluția propusă în studiu de fezabilitate a fost să se pună capete termostatice pe fiecare radiator. Lucru care, din perspectiva oricărui auditor energetic, știe că ajunge la punctul de dinainte cu vandalizarea. Nu cred că este un copil de școală generală, să nu spunem de liceu, care să nu fie în stare să învârtă un cap termostat. Deci nu prea știm cum s-a făcut acel studiu de fezabilitate sau cum s-a ajuns la acea soluție. Propunerea noastră a fost simplă. Pur și simplu se pune un sistem de călzire în pardoseală foarte slim, foarte ușor, să nu afecteze structura de rezistență a clădirii, pentru că în foarte multe cazuri nu știi ce găsești. Ai clădiri moștenite, să spunem așa, din anii 50, 30, 70, unde pur și simplu când scoți parchetul, varianta cea mai bună e să vezi că mai ai 2-3 rânduri de parchet. Dar în foarte multe cazuri ajungi să scoți parchetul și să vezi că dai de zgură, cenușă sau tot felul de alte nebunii. Și sunt cu adevărat probleme complexe de rezistență mecanică care trebuie rezolvate. Da? Dar astea sunt toate elemente sau toate mici obstacole, să spunem așa, care pot fi depășite ușor cu soluțiile tehnice. Schimbarea mentalității, ultimul punct, este cea mai grea, cea mai dificilă parte de depășit. Și singurul lucru prin care putem face schimbarea mentalității este prin proof of concept. Anul ăsta, chiar dacă a fost un an extrem de dificil pentru proiectele cu lucrările publice, datorită faptului că lucrările astea sunt deținute sau controlate, să spunem așa, de primării. Clădirea este a UAT-ului, nu este a școlii, da? Și este an electoral pentru primari. A fost toată nebunia cu în sfârșitul anului trecut școlar, cu COVID, când s-a închis școala, nu știa, se închide, se redeschide, va fi vacanță, nu va fi vacanță. Am reușit totuși să reabilităm o școală în județul Suceava și este o școală de școală mică, să spunem așa, cu 10 clase, dar a fost reabilitată în 2 săptămâni. S-a implementat sistem de încălzire în pardoseală, s-au schimbat câteva magistrale și s-a și finisat totul în decurs de 2 săptămâni. Asta practic îmi spune că da, se poate și indiferent de condițiile sociopolitice, să spunem așa, se poate. Important e să se vrea și să reușim să trecem de bariera schimbării mentalității. Practic, ăsta e filmulețul de cum sau cât a durat efectiv montajul sistemului într-o sală de clasă. Școala a fost făcută, reabilitată, să spunem așa, în 2 săptămâni de o echipă de 2 meseriași care au pus două sale de clasă pe zi, ca și viteză de montaj. Datorită faptului că sistemul nu are șapă peste țev, îi oferă o eficiență energetică sporită, minim 50% mai eficient față de un sistem clasic cu șapă și o viteză de reacție mult mai bună. Aia înseamnă că, de exemplu, am putea să punem un BMS în școala asta și să fie controlat și să nu mai ai nevoie de fochiști sau tot felul de alte personal auxiliar. Într-adevăr, este o școală la sat, dar se și vede în această școală se implementează table active cu touchscreen. Deci, totuși, e ceva extrem de interesant ce se întâmplă acolo. Este o școală în județul Suceava. Nu că ar conta unde este, dar ca idee. Mihai Măiranu, să te apropii de concluzie. Da. Practic, una din problemele cel mai des întâlnite, ok, sursa de finanțare. Așa cum au spus și colegii mei, programul Casa Verde care se va relua, din câte știm noi, la anul, pe zona de persoane juridice,
programele operaționale, se poate și prin contracte de tip ESCO sau CEP, fonduri evățene sau fonduri norvegiene. În linii mari, cam asta e. În opinia noastră, HVAC-ul sau consumul de energie termică este marele elefant din încăpere, pentru că este cel mai greu de cuantificat, controlat și cel mai greu de eficientizat. Dar, din păcate, este și cea mai poluantă energie. Mulțumesc! Mulțumesc, Mihai Măieran, CEO Bjørnheitsung, pentru această prezentare care ne-a dus în bună măsură cu picioarele pe pământ în ceea ce privește tematica pe care am abordat-o. Sunt aproximativ 20 de minute la dispoziție pentru întrebări, comentarii în legătură cu cele pe care le-am auzit. O să-l rog pe Daniel Drăgan să deschidă seria, să deschidă conversația. Te rog, Daniel. Mulțumesc, Gabriel. Aș vrea să îi adresez întrebare Melindei și, bineînțeles, și ceilalți, dacă vor să completeze, ne-ar bucura. E clar că anul acesta noul coronavirus a schimbat destul de mult modul în care lucrăm. Mulți dintre noi lucrăm de acasă, poate toată preocuparea pentru workplace a organizațiilor din ultimii ani n-a avut un context favorabil, dar e clar că vom reveni la birou, nu se știe în ce mod și în ce formulă pe viitor, dar vreau să te întreb pe tine cum crezi că va arăta dezvoltarea zonei de office în viitor, pe ce crezi că se vor focusa dezvoltatorii în ceea ce privește investițiile în tehnologie smart și care va fi diferențiatorul? Ce va fi nou în viitor după această experiență generată de COVID-19? Eu consider că toate tehnologiile vor avansa, ce vor fi introduse în noile dezvoltări. Acum, evident că tendința datorită acestui COVID este să punem un accent mai mare pe sănătate și pe asigurarea sănătății chiriașilor dintr-o clădire. Deși acesta nu este neapărat o noutate. Deci, pe lângă sistemele de certificare a unor clădiri de gen BREEAM sau LEED, există și o certificare denumită WELL, care e focusat direct pe certificarea clădirilor în funcție de cât de bine se pot lucra, cât de bine este asigurat sănătatea angajaților, oamenilor care funcționează într-o clădire. Deci eu cred că aceasta va fi o tendință foarte importantă în viitor și vom vedea mult mai multe clădiri care merg în direcția în a obține o certificare și în această direcție. Mulțumim foarte mult. Cred că aveam o întrebare din partea domnului Măierean pentru domnul Lucian Angel. Mihai, te rog. Da, întrebarea era cât de adânci sunt de obicei retrofiturile energetice sau în proiectele în care le-ați manageruit, să spunem așa, din punct de vedere manager energetic, care sunt cele mai agresive măsuri luate? Adică, ok, înțelegem schimbarea becurilor în LED sau chestii de genul ăsta. Nu. Categoric, partea de iluminat este importantă, dar așa cum a spus, cel mai mare consumator e zona de HVAC. Și aici noi încercăm să transmitem către beneficiar un set de măsuri care e etapizat. Adică sunt măsuri fără costuri, măsuri cu costuri reduse și amortizare într-un timp rapid și măsuri pe termen lung. Pentru că degeaba încercăm noi să convingem pe beneficiar că e nevoie să investească o sumă mare dacă nu are o rentabilitate economică și mai ales toată lumea se așteaptă să scoată investiția undeva în 2 ani de zile, maximum 3. Atunci încercăm să facem acest mix. Combinând cu partea de, v-am zis, partea de facility management de servicii, putem să facem de la diverse proceduri, pentru că am constatat de multe ori, sunt multe cazane, multe echipamente de încălzire care funcționează în modul manual sau la niște parametri care nu sunt deloc economici. Deci sunt măsuri simple care pot fi implementate din start. Să faci o analiză și stabilim temperaturile de funcționare, optimul de funcționare, un randament al unui chiller, îl readucem în parametri și după aceea începem cu partea de automatizare. Deci încercăm să, într-un fel, să nu punem căruța înaintea cailor.
să-l sprijinim pe beneficiar. Și de-abia după aceea, următorii pași sunt partea de automatizare și de înlocuire a acestora. Dar pot să vă zic că au fost cazuri în caz în care am pus câte un de la tratarea apei în circuite închise, în care a fost recomandată și a fost acceptată de către beneficiari, unde au constatat că prin eliminarea depunerilor prin instalații a crescut partea de transfer termic, asta a fost una dintre ele. Și am introdus la EMAG partea de încălzire în pardoseală, nu mai era încălzirea aceea clasică. Și a fost una din măsuri. La EMAG în zona logistică sau pe la depozit? La depozit este un primul depozit care are este cât 21 de terenuri de fotbal, ceva de genul ăsta. Comparația era foarte plastică. Deci acolo este unul din puținele spații logistice în care este introdus un BMS complex și în care se monitorizează toți parametrii, pentru că fiind o suprafață foarte mare, este important să fie controlată și va urma probabil și o etapă a doua. Deci sunt cazuri și cazuri. De la mine, asta este pe zona electrică, de la introducerea baterii de compensare, energie reactivă, iar au fost destul de multe cazuri în momentul în care am instalat un analizor. Da, n-aș vrea să monopolizez discuția. Foarte utile aceste precizări și răspund unor curiozități legitime. Mulțumesc, domnule Angel, pentru răspuns și domnule Mairan pentru întrebare. Am o întrebare pentru Melinda, dacă se poate. Imediat revin. Am și o întrebare pentru Răzvan Copoiu. Între zonele de acțiune pe care le-ați prezentat, aș fi curios care sunt cele pe care le vedeți cu o dinamică mai bună în perioada imediat următoare. Vorbim despre clădiri publice, monumente, școli, zone sportive și așa mai departe. Unde vedeți un potențial mai mare, ținând cont și de bani europeni, și de schimbări politice și de toate aceste lucruri? Da, deja ai ridicat-o la fileu. E vorba de niște fonduri europene pe care deja multe orașe le-au accesat. Este o listă de total 700 care au depus documentație pe partea de iluminat, în general iluminat public. Și vorbim numai de orașe mari, ci de și orașe mici și mijlocii. Și acolo eu văd un viitor mai rapid, sau, mă rog, un nivel de business care poate să crească în funcție, bineînțeles, de e foarte important și partea asta de documentație, dacă este în stare primăria respectivă sau administrația locală să facă așa cum trebuie proiectul, să vină cu documentația la final cum trebuie, pentru că aici am observat că și numai în proiectele de eliminat și în alte proiecte din experiențele anterioare sunt niște probleme. Deci aici e un sfat ca administrația locală să aibă oameni foarte bazați în partea de documentație ca să le obțină. Dar da, ca business, în zona de public, văd foarte mult și aici nu vorbim numai de eliminat public, ci și parcuri și orice ține de zona de oraș. Da? Și mai este o zonă unde eu n-am vorbit pentru că am spus că e zona de oraș inteligent, dar observ un trend în zona, e adevărat, nefericit ales ca și moment, zona asta de cu COVID, cu pandemia. Există niște corpuri cu iluminat cu ultraviolete, am văzut deja că există modele, are și Signify modele cu lămpi care se integrează în clădirea respectivă. E vorba de spații interioare data asta, dar trebuie cumva să asigurăm oamenilor care vor veni la birou la un moment dat, pentru că până la urmă telemunca asta nu o să fie 100% acasă. Încet, încet urmează să mai vină la birou. E adevărat că nu ca înainte, o să fie spații mai puține, dar acele spații în care oamenii vor veni, din studiile noastre, ele vor dori să aibă aceste aparate de, în general, ultravioletele, cele care omoară 99% dintre germenii de copii. Și aici văd un business interesant. Noi tocmai am cumpărat o companie și am definitivat achiziția ei acum o lună, deci o să lansăm produsele în România. Foarte, foarte interesante. Adică ar trebui, aici nu mai e vorba de vânzare de produse. Trebuie să ne gândim dacă vrem să le punem în școli, dacă vrem să le punem în birouri, dacă vrem să le punem la administrații, la intrarea în clădiri administrative, în oriunde ar putea să dea mai multă siguranță oamenilor că e mai sigur pentru ei să intre acolo. Sigur, va fi foarte important și să existe niște studii care să arate eficiența unor astfel de sisteme. Suntem într-o perioadă în care panica domină și apar tot felul de idei fără discuție. Ele trebuie susținute de cât se poate, de probe, să zic așa. Mă simt nevoit să spun totuși că Signify are singurul studiu, la ora actuală, că puneți că să mai fie, la ora actuală în lume, singurul studiu dovedit medical împreună cu Boston University, că echipamentele Signify sunt autorizate sau sunt
sunt certificate să omoare 90% din germe din documentația pe care o pot. Perfect, despre asemenea soluții vorbim. Mihai Măieran, aveai o întrebare pentru Melinda, te rog. Da, întrebarea era pentru clădirile de birouri, unde aveți certificatul UL. S-a făcut vreodată o analiză în perspectiva chiriașilor, care este impactul financiar asupra eficienței oamenilor din respectivele birouri și cât costă concediile medicale ale foarte scurte, bazate pe probleme respiratorii în general, din lipsa de la serviciu. Aceste certificări VEL se fac în fază de proiectare și construcție a clădirii în așa fel încât clădirea să fie deja dezvoltat pentru a maximiza beneficiul spațiului pentru sănătatea oamenilor care lucrează acolo. Noi avem o clădire pe care am certificat VEL, este exact acest Vidoc Towers pe care v-am arătat din Varșovia. La ora actuală încă nu este finalizată complet construcția. Ar fi interesant într-adevăr să vedem după ce va fi populat de chiriași și să urmărim în timp în ce se translatează practic toate măsurile și toate echipamentele pe care am introdus în clădire în vederea asigurării beneficiului respectiv. Mulțumesc pentru răspuns. Daniel, dacă ai o întrebare, o pregătesc acum una venită pe MyConnector. Te rog. Da, într-adevăr, văd că cineva a adresat o întrebare legată de sensibilizarea autorităților publice. De obicei, prețul este cel care face diferența și vreau să vă întreb și la nivel de programe guvernamentale, care credeți că ar trebui să fie prioritățile în a impulsiona investițiile în zona de dezvoltare de soluții tehnice, inteligențe la nivelul autorităților publice? E o întrebare deschisă pentru fiecare dintre voi. Cum facem să sensibilizăm autoritățile publice? Eu cred că la ora actuală autoritățile publice ar trebui să se uite la oportunitățile pe care această situație cu COVID a adus și munca de acasă și să, de fapt, folosească acest timp pentru a moderniza clădirile instituțiilor lor. Pentru că este o oportunitate extrem de mare ca în acest timp, când practic suntem forțați sau recomandați să lucrăm de acasă și avem aceste spații disponibile pentru renovare, modernizare, să folosească acest timp și într-adevăr să facă aceste lucrări necesare. Mulțumesc. Un alt răspuns pe această întrebare sau dacă nu, eu aș mai avea o întrebare deschisă către toți vorbitorii din primul panel. Și anume, vorbim despre orașe inteligente, mulți ne acuză când reluăm această sintagmă că e un buzzword, că e o sintagmă lipsită de conținut, însă ea se concretizează de fapt în alegeri. Și întrebarea mea era, care este alegerea pe care fiecare dintre dumneavoastră recomandați ca fiind cea inteligentă în contextul despre care vorbim, al orașelor smart? Pot să răspund eu scurt aici, dacă se poate? Te rog. Mă rog, în punctul meu de vedere și al Signify, alegerea nu este doar de trend, da? De ideea de smart, pentru că tot în spate trebuie să aibă ceva. De exemplu, în cazul acesta, partea de economie de bani, da? Energie. Deci trebuie să fie în spate un driver și anume să fie mai puțin bani. Pentru asta merită o investiție, da? Să aibă un ROI bun, altfel nu o faci doar de dragul de a fi smart. Poate să fie și de imagine, dar aici depinde de poate orașele mai mari, să uite aici. Și partea, din punctul meu de vedere, iar importantă, pentru administrație locală, exemplu, la un oraș, să arate că există strângerile mai sigure, și asta e problema de iluminat, și pentru partea de sănătate, să fie iluminată de calitate. Deci, cumva, chiar dacă în spate există și produse, în față trebuie să fie o dată economie, să fie mai puțin bani, da? Să ai o economie și, doi, să aibă un beneficiu în zona de populație. Mulțumesc pentru răspuns, domnule Angel. Dacă aveți o sugestie în legătură cu care ar fi alegerea inteligentă pe care o să o propunem... Deci am constatat că, de fapt, cu toți am văzut că în perioada de pandemie partea de ecologie a fost readusă în actualitate prin faptul că
s-au redus foarte mult emisiile poluante și în momentul de față e o presiune la nivel mondial de a folosi fondurile de relansare economică tocmai pentru a convin cele două întrebări. Fondurile de relansare economică pentru partea de ecologie. Și în acest sens, cred că fiecare municipalitate poate să folosească fondurile pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor acestora prin măsuri ecologice. Și mi se par foarte, foarte utile stațiile acestea de monitorizare a poluării, de utilizarea transportului în comun electric, care se realizează în momentul de față, și interconectarea acestora prin diverse moduri și aplicații. Adică, ok, în momentul în care știi partea de infrastructură, cum este creată și modul de distribuție a energiei, la fel se pot realoca resurse în cadrul unei comunități mult mai bine. Deci mi se pare că se pot folosi fondurile atât pentru ecologizare, cât și pentru cetățenii din localitatea respectivă. Mulțumesc că l-aș ruga și pe Mihai Măierean să răspundă la această întrebare, care sigur că e dureroasă pentru el în bună măsură. Cum sensibilizăm autoritățile publice și locale? Poate ce a funcționat cel mai bine? Pentru noi sau din perspectiva noastră, cel mai bine a funcționat un volum foarte mare de cereri venit către UAT, către, să spunem așa, către primărie, venit din partea beneficiarilor finali, din partea populației. În sensul că atâta timp cât populația nu va cere și nu va face, să spunem așa, o cunoscută o doleanță, ca să nu spunem că va face presiune asupra unei direcții, respectiva unitate administrativă nu va lua, sau foarte greu să ia măsuri în acea direcție. De exemplu, Răzvan Copăr spunea că asta este o chestie de imagine, să faci un smart city într-un oraș mare. Din contră, opinia mea e că smart city-ul într-un oraș foarte mic, de 3.000 de locuitori, este o chestie de imagine raportat la un oraș ca București, unde, ca să fie mai simplu ce vreau să spun, ca și o analogie, o lumânare o poți eficientiza până într-un punct, nu va deveni niciodată LED. Da? Deci, așa cum degeaba, de exemplu, la HVAC, că aici e domeniul nostru, eficientizarea dintr-un volum de 5 ori sau de 8 ori, chiar de 9 ori mai mare față de electricitate, la final, aplicând același coeficient de eficientizare, dar să spunem 50%, că e mai simplu de calculat, da? Volumul absolut de energie economisită și implicit gaze cu efect de seră economisit e exponențial mai mare. Mulțumesc pentru răspuns. Daniel, am văzut că mai avem o întrebare în MyConnector. Am apucat să o așez aici pe ecran. Te referi la cea cu managementul spațiilor de birouri? Exact, exact. Dacă ne puteți spune ceva de lecțiile învățate, utilitate, eficiență, costuri. E o întrebare la fel deschisă, cred că și Melinda, și Răzvan, și Lucian cu siguranță pot veni cu complete. Da, eu aș aduce de exemplu clădirea din spatele meu, Pipera Business Tower, pe care am dezvoltat în 2009, la care am introdus un sistem de BMS de la început și am avut contorizat, de exemplu, consumul de energie electrică. Însă, de-a lungul anilor, am observat că consumăm foarte mult energie electrică, pentru că pur și simplu am avut anumite echipamente care nu au fost contorizate separat, cum ar fi, de exemplu, răcirea din clădire și așa mai departe. Motiv pentru care am făcut pe urmă un audit energetic specializat doar pentru a vedea aceste pierderi de energie electrică, de unde provin și așa mai departe. Și am făcut acesta diferențiat pentru perioada de vară și diferențiat pentru perioada de iarnă și am observat de fapt unde avem aceste lichigiuri sau scăpări de energie și am luat măsurile necesare pentru a reduce acest consum inutil, suplimentar de energie electrică. Și practic astfel am reușit să reducem consumul de energie electrică, cred că cu vreo 30-35% pe an. Ceea ce s-a simțit efectiv și în facturile pe care am plătit către Enel și s-a resimțit și în
în costurile de mentenanță pe care chiriașii trebuie să plătească. Deci era un beneficiu pentru toată lumea. Mulțumesc pentru răspuns. O să-i dau cuvântul pentru ultima intervenție în această primă parte a conferinței noastre, domnului Lucian Anghel, pentru un răspuns la aceeași întrebare legătură cu managementul spațiilor de birouri, lecții învățate, 2-3 minute. Da, pot să vă zic un lucru, că din momentul în care a început pandemia, noi făcând și partea de facility management și partea de dezinfecție, am fost solicitat să intrăm în foarte multe spații de birouri. Și aici am văzut, apropo de intenția de a minimiza pe cât posibil spațiul folosit. Asta e una din direcții. A doua este de a folosi un spațiu cât mai steril, și aici vin și la propriu domnul Copoi cu ceea ce a spus. Am avut solicitări pentru partea de iluminat cu lumină UVC, deci se doresc astfel de soluții deja, pentru că deja doar soluțiile de dezinfecție cu nebulizare devin foarte scumpe și atunci trebuie să ajungem într-o eficiență economică să fie rentabil. Și se doresc totodată partea de a stabili anumite zone comune de pentru a eficientiza spațiul în clădirile de birouri. Toată lumea își dorește să-și păstreze chiriașii, iar chiriașii dorește să le eficientizeze și atunci încearcă să folosească spații comune cu o folosință pentru mai mulți chiriași. Vă dau exemplu, folosirea anumitor spații pentru zona de întâlniri comună pentru toți chiriașii, astfel încât e o facilitate care le este oferită în condiții de siguranță și totodată le reduce partea de costuri de închiriere. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns, domnule Anghel, și de asemenea mulțumesc vorbitorilor din această primă sesiune a zilei. Suntem într-o mică întârziere de 3 minute, dar aș putea spune că suntem în grafic. Mă bucur că am avut vreme să răspundem și la câteva întrebări. Cu voia dumneavoastră o să intrăm acum într-o pauză de 12 minute, cât au mai rămas la dispoziție. Vă invităm, doamnelor și domnilor, să rămâneți alături de noi. Sunt pregătite câteva filmulețe interesante care vor veni cu niște informații în plus pentru dumneavoastră, sunt convins. Unele dintre ele sunt chiar foarte drăguțe. De asemenea, să folosiți platforma MyConnector pentru a intra în interacțiune cu cei care sunt de asemenea interesați de aceste teme. Și ne vedem la ora 11:45 pentru a doua sesiune a zilei în conferința Alegeri Inteligente pentru orașe inteligente organizate de BusinessMark și energinomics.ro. Așadar, pauză acum, ne regăsim în câteva minute. Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, la a doua sesiune din cadrul conferinței de astăzi, Alegeri Inteligente pentru Orașe Inteligente. Sunt Gabriela Văcăriță, redactor șef energinomics.ro, moderator al acestei conversații, alături de Daniel Drăgan, managing partner la BusinessMark. Daniel, o primă concluzie scurtă la cal după prima sesiune. Bună ziua și celor care ne urmăresc în partea a doua evenimentului. E clar că soluții sunt multe. Mă bucur că cel puțin în sectorul privat se întâmplă multe investiții. Așteptăm și în zona publică cât mai multe, astfel încât, evident, calitatea vieții noastre a tuturor să fie din ce în ce mai bună. Soluții există. Vom afla asta și în această sesiune și sperăm că lucrurile vor fi bune în anii ce urmează și vor fi cât mai multe proiecte implementate cu tehnologii smart care să facă orașele mai sustenabile cu o calitate a vieții mai bună. O concluzie de etapă așadar. Deschidem a doua sesiune cu prezentarea pregătită de domnul Andrei Bereche din partea ADREM. O prezentare care sunt convins că va deschide în bună măsură liniile de dialog pentru următoarea oră, o oră și jumătate de conversație, în care vom aborda inclusiv tema mobilității electrice la nivelul orașelor. Andrei Bereche, ADREM, așadar aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi, pentru a spune și a prezenta câteva dintre ideile noastre și dintre soluții pe care le putem oferi în direcția orașelor inteligente. Îmi permiteți să pornesc prezentarea? Da, rog.
A trebuit să fie în regulă acum. Se vede, da. Perfect, vă mulțumesc. Da, începând a mă prezenta, eu sunt director de dezvoltare în cadrul grupului ADREM. ADREM este un grup de companii cu o prezență de deja 27 de ani pe piața românească, activ în zona de energie de mai bine de 20 de ani. Și din această perspectivă ne prezentăm astăzi pieței prin trei companii, trei branduri ADREM, fiecare dintre ele specializat în câte un sector sau segment de activitate în legătură cu piața energiei. Care segment, după cum voi încerca să explic și să vă arătăm astăzi, segmentele se îmbină în mod ideal atunci când vine vorba de a servi clienților noștri, de a servi către piață soluții de eficiență, soluții inteligente pentru orașe și pentru municipalități în general. În concret avem ADREM Engineering, este compania noastră prin care livrăm proiecte de infrastructură. Acolo unde suntem de mai bine de 15 ani, cred că unul dintre liderii de necontestat ai pieței de sisteme de automatizare pentru infrastructura energetică pe scară largă. Acolo unde suntem specializați, unul dintre puținii jucători din piață specializați în a livra soluții wide area, acolo unde trebuie să ne conectăm la dispozitive, trebuie să controlăm infrastructuri distribuite geografic pe teritorii foarte mari. Majoritatea proiectelor noastre sunt întinse chiar pe teritorii la nivelul întregii țări. De asemenea, avem ADREM Invest. ADREM Invest este o companie specializată în soluții și servicii pentru infrastructura energetică, field services. Deci venim cu competența și capabilitatea de a pune în practică, în teren, lucrurile pe care noi le oferim. Și în fine, ADREM Link este compania despre care astăzi voi vorbi mai mult, despre cărei soluții astăzi voi vorbi mai mult, care se adresează în special consumatorilor de energie, adică utilizatorilor de energie, ca să fiu mai precis. Astfel încât ei sunt vectorul cu care ne adresăm în mod direct, de exemplu, municipalității din perspectiva consumului energetic. Aș dori să trec în revistă câteva dintre aceste soluții, dar sub o pălărie mai largă, sub o idee mai largă. Discutând despre orașe inteligente, am observat faptul că, cel puțin în ultimii 2 ani, din ce în ce mai mult există aproape frenezie în legătură cu dezvoltarea de proiecte care să se intituleze Smart City. Nu este de competența mea să comentez sau să apreciez dacă lucrul ăsta este, cum să spun, dacă rezultatele acestor proiecte toate sunt niște autentice soluții de tip Smart City, pentru că, mă rog, aici deocamdată cred că suferim de puțină lipsă de standardizare și de claritate în legătură cu etichetele pe care le pune. Dar ceea ce observ că este clar este că, pe de o parte, există emulație în cadrul pieței. Și totodată cred că există o oarecare neîncredere care oprește piața să explodeze cu adevărat, să se întâmple și mai multe proiecte, care noi anticipăm că vine din faptul că încă nu reușim să înțelegem foarte concret și să nominalizăm beneficiile a ceea ce se numește Smart City. Beneficiile economice, beneficiile palpabile în bugetul municipalității care implementează un asemenea proiect. Nu intru acum în latura socială și în latura de well-being a ceea ce înseamnă Smart City, pentru că este clar că acolo este o altă discuție extrem de complexă la rândul său. Eu aș vrea să mă uit la latura aceea în care o implementare de Smart City, în care municipalitatea cheltuie niște bani, trebuie să se vadă în bugetul ei în venituri crescute, în recuperarea investiției și asta într-un ritm suficient de spectaculos încât să permită
cum să spun, finanțarea în condițiile în care știm cu toții că în România cel puțin orașele au bugetele limitate și întotdeauna nevoile sunt mult mai mari decât disponibilitatea de bani în bugete. De aceea ce venim noi să propunem și gândirea pe care noi o sugerăm este aceea să ne uităm în primul rând la ceea ce se înseamnă integrarea acestor insule smart. Dacă baleiem printre proiectele pe care le-am văzut în țară implementate pentru orașe inteligente, ceea ce am observat este că sunt foarte frumoase colecții, mozaicuri de tehnologii inteligente în legătură cu o mulțime de aspecte, de mobilitate electrică, de planificarea mobilității, de iluminat eficient, de telecomunicații și disponibilitatea serviciilor de comunicație pentru cetățeni și așa mai departe. Dar rămân într-o mare măsură chestiuni insulare. De asemenea, același lucru se întâmplă și la nivelul gestiunii energetice a orașului și a municipalității. Și despre asta aș vrea să mă concentrez să vorbesc puțin mai mult. Pentru că până la urmă, în ceea ce un oraș, o municipalitate, este un mare consumator de energie prin infrastructurile pe care ei le dețin și le operează. Că vorbim aici despre clădiri municipale, știu, primărie, școli, spitale și așa mai departe. Că vorbim despre sisteme de iluminat. Că vorbim despre compania de apă, de exemplu, sau de termoficare, care într-un mod direct sau indirect, până la urmă, sunt tot în cadrul municipalității. Pentru toate acestea este nevoie de integrare, pentru că integrarea gestiunii energetice este probabil garanția reducerii costurilor aici. Și noi venim și propunem o soluție concretă pentru asta. Înființarea conceptului de dispecerat energetic municipal. Există foarte multe inițiative. Toate sunt foarte interesante, dar par să gestioneze doar câte o fațetă specifică a aspectelor legate de consumul energetic al municipalității. Și atunci noi spunem Energy Hub, asta este, așa numim noi soluția, pentru că vine să sugereze exact asta. Punctul în care să se adune toate aceste chestiuni, unde managerul energetic, ajutat de dispeceri energetici, să gândească integrat soluțiile și măsurile pe care le-au de luat. Atât cele pe termen imediate, reactive față de situații punctuale, cât și cele care sunt legate de planificare și de măsuri pe termen lung. Practic, ce vreau să spun este că noi vedem un hub energetic care integrează și urmărește în timp real toate aceste unități din subordinea municipalității din punct de vedere al performanței energetice. De ce? Pentru că în cele din urmă poți optimiza doar ceea ce cunoști, doar ceea ce măsori corect și pornind de la această axiomă, pentru că o consider o axiomă, e clar că avem nevoie de instrumente software, de analiză de date, de centralizarea datelor, împreună cu instrumente de software de inteligență artificială care devin din ce în ce mai accesibile și mai frecvent prezente în soluțiile pe care le vedem în jurul nostru, să putem să creștem eficiența energetică a orașului inteligent. Cum? Luând decizii corect fundamentate, eliminând deciziile aproximative bazate pe experiență, pe intuiție, pe încredere sau convingerea că anumite măsuri sunt mai importante sau mai bune decât altele. Ce înseamnă asta? Dau câteva exemple concrete, ca să nu vorbesc doar în termeni generali. O întrebare bună pentru o primărie. Cum prioritizezi investițiile și bugetele pentru a maximiza efectul economic? Și cum fac asta fără să mă mai uit doar la un singur sector? Astfel încât să înțeleg care sunt clădirile prioritare, indiferent de segmentul lor, pentru a fi reabilitate, de exemplu. Un alt exemplu, cum pot să optimizez contractele de achiziție de energie? Știu că aici s-au făcut multe progrese, dar în același timp și piața de energie este o piață care se rafinează și devine din ce în ce mai complexă în fiecare lună sau în fiecare an.
Asta înseamnă că optimizarea achiziției de energie la nivelul municipalității este un subiect continuu în care permanent trebuie să ții pasul cu piața și să poți să apelezi la cele mai eficiente și recente instrumente. Și în fine, cum stabilești, de exemplu, politici și proceduri concrete de lucru pentru a reduce consumurile energetice? Adică, într-un exemplu banal, observația banală legată de buna practică a unei școli, să spunem, în felul în care consumă energia, o aduce să fie mai eficientă decât o alta din aceeași primărie. Informația asta, deși pare foarte banală, nu circulă. Ea trebuie să circule, astfel încât să stabilești, buna practică pe care să o generalizezi. Dincolo de asta, evident, există beneficii majore a unei soluții și implementării conceptului de dispecer energetic municipal în ceea ce înseamnă partea de conformare legală în legătură cu cerințele stabilite de reglementator și de ceilalți actori legislativi interesați pentru raportare, pentru prezentarea informației și așa mai departe. Din fericire, odată cu dezvoltarea foarte mare, unde am admirat prezentarea domnului Angel, a soluțiilor de IoT, de automatizare, de transmisie de date, acum ne apropiem de o zonă la care, față de ceea ce vedeam acum 4-5 ani, putem spune că the sky is the limit. Avem într-adevăr interoperabilitate și avem din ce în ce mai mult democratizare. Nu mai suntem nevoiți ca, odată ce am început cu o tehnologie, să mergem mai departe doar cu acea tehnologie, asta creând, bineînțeles, încetiniri foarte mari în derularea proiectelor, pentru că cumva actorii municipali ajungeau să fie îngrădiți de puterea crescândă de negociere pe care o aveau furnizorii acestora odată ce au plecat cu unii la drum. Astăzi, democratizarea asta ne ajută foarte mult la rândul ei să putem realiza un energy hub autentic, adică un dispecer energetic care să acopere toate aceste soluții. Spunem asta inclusiv din experiență, că menționăm că am implementat asemenea soluții în care integrăm multiple tehnologii la scara întregii țări chiar. Deci putem spune că suntem pregătiți cu soluțiile potrivite și la scară municipală. Totodată aș vrea să lansez colegilor mei din panel o invitație extrem de deschisă. Cred că soluția potrivită din partea oricărei companii în momentul de față, față de o asemenea diversificare, este aceea de a consolida competențe, a consolida soluții, a le face interoperabile. Cred că trec vremurile companiilor sau furnizorilor care sunt un one-stop shop pentru absolut orice ți-ai putea imagina. De aceea e o ocazie foarte bună să gândim că soluțiile de eficiență energetică pentru municipalități ar trebui să fie la rândul lor să putem gândi un hub unde să consolidăm competențele și aptitudinile actorilor din piață, cei care cunoaștem și înțelegem nevoile specifice orașelor din România, pentru a putea să le oferim soluții reale, adaptate acestor nevoi specifice. Mai dau doar 2-3 exemple din chestiuni pe care Adrem Link le oferă în cadrul conceptului mai larg, să spunem, de Smart City, noi fiind focusați, după cum am explicat, doar pe partea energetică a orașelor inteligente. Suntem prezenți în activitate cu ce înseamnă panouri fotovoltaice, soluții atât rooftop cât și on-grid. Suntem unul dintre jucătorii importanți de tehnologie aici. Și de asemenea dorim să promovăm soluțiile de încărcare a vehiculelor electrice, pentru că ele vor fi unul dintre elementele importante care se integrează într-un asemenea dispeciat energetic municipal. Vă dați seama că odată ce și cred că veți înțelege cu acest argument rotund,
veți înțelege faptul că dispecerul energetic municipal va fi un element critic atunci când primăria operează o serie de stații de încărcare a vehiculelor electrice sau pe diversele clădiri ale municipalității sau diversele spații ale municipalității au fost instalate sisteme de producere distribuită a energiei electrice. Nu suntem un vendor, de exemplu, ca să închei în nota mesajului lansat de a consolida și a integra competențe. Nu suntem un vendor de stații de încărcare electrice, nu ne propunem să facem acest lucru. Ne propunem să fim parteneri cu toți cei care sunt interesați ca în zona de automatizare, în zona de centralizare, dispecerizare și analytics să colaboreze cu noi pentru a construi soluții care merg dincolo de un singur segment de activitate, cum ar fi stațiile electrice sau contorizarea termoficării sau building management și așa mai departe. Acestea ar fi ideile pe care mi-am propus să le transmit în cadrul prezentării de astăzi. În ideea de a contura o viziune cât mai bazată pe democratizare, pe schimb de competență și pe ideea că vom avea soluții reale pentru orașe inteligente atunci când vom valoriza mai mult schimbul de experiență decât suprataxarea proprietății intelectuale într-un anumit domeniu. Cam atât am dorit să vă spun și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Așteptăm cu interes întrebările din sesiunea care vă urmează. Mulțumesc, Andrei Berechet, pentru informații și pentru această idee. Pentru mine este o premieră. N-am mai auzit de o opțiune de felul ăsta pe care să o putem propune oficialilor publici. S-ar putea să fie lipsa mea, dar avem deja manageri energetici în majoritatea orașelor mari. Ar fi nevoie, fără discuție, și de un soi de organizare tehnică în teren, astfel încât să acest manager energetic să poată lua decizii în cunoștință de cauză și să poată monitoriza în timp real ce se întâmplă. Să aibă instrumentele potrivite. Pentru toate argumentele pe care le-a prezentat Andrei Berechet. Și mulțumesc de asemenea pentru că în finalul prezentării, într-un fel, ați făcut o trecere la zona de mobilitate electrică, pentru care s-a pregătit domnul Constantin Chimoaie din partea ABB. Aveți cuvântul. Nu vă auzim. N-are microfon. O să vă rog să porniți microfonul. Unmute. Mă auziți acum? Perfect și se vede bine și prezentarea. Chiar am primit o întrebare săptămâna trecută de la unul dintre parteneri dacă o să vorbesc despre mobilitatea electrică, unde ABB are expertiză și pot să spun că este lider, cu soluții pornind de la stații mici de AC până la stații pentru autobuze electrice sau perla coroanei lansată în luna iulie. 180 de kW care poate încărca până la 3 mașini în paralel. Sau voi vorbi despre clădiri inteligente, sau poate că voi vorbi despre soluțiile ABB pentru alimentarea tramvaielor, troleelor, metroul, tot ce curentul continuu, sisteme de recuperare a energiei. Aș prefera în primul rând să vă vorbesc un pic ce înseamnă un smart city, ce înseamnă un oraș inteligent, cum îl vedem noi. Și în primul rând, un oraș inteligent trebuie să aibă energie disponibilă. Ok? Only one moment. Ok, trebuie să aibă energie disponibilă. Vorbim de energie verde în primul rând, fie că vorbim de eolian, fotovoltaic sau vorbim despre hidro.
În același timp, un oraș inteligent trebuie să aibă industria în jurul lui și o industrie inteligentă. Putem vorbi de robotizare, putem vorbi despre eficiență energetică în industrie, dar în același timp, un oraș inteligent trebuie să aibă o infrastructură inteligentă. Trebuie să aibă acces facil către aeroport, transportul urban și interurban. Dacă pentru cei care au orașele care au ieșire la mare sau ieșire la Dunăre, transportul pe apă și, bineînțeles, să nu uităm, nu vorbim numai de energie electrică, apa, alimentarea cu apa orașelor este la fel de importantă ca energia electrică. Nu o să intru mult în detalii, fiindcă aș vrea să rămână foarte mai mult timp vorbind despre orașele inteligente. Și din punctul ăsta de vedere, o să vă explic cum vede ABB un oraș inteligent. Ok, orașul viitorului ar trebui să fie sigur, inteligent și, bineînțeles, sustenabil. Vorbim despre zero emisii și fără zgomot. Asta înseamnă mobilitate electrică. Să nu uităm faptul că marea majoritate stăm cel mai mult timp în clădiri. Fie că lucrăm la birou, fie că stăm acasă, clădirile trebuie să aibă grijă de noi. Trebuie să ne gândim să facem altfel de clădiri, să construim, să le îmbunătățim. Vorbim despre apă și, bineînțeles, sistemele logistice, astfel încât să poți să comanzi online, să primești orice mai puțin de 24 de ore. Ce este un oraș inteligent? Trebuie să fie prosper, sigur și sustenabil. Nimic nou. Ok? Ce trebuie să permită? Să permită ca oamenii să comunice între ele. Dar în oraș, fiecare își desfășoară activitatea. Avem afaceri care trebuie să fie profitabile și sustenabile. Ok? Op, cer scuze. Am pierdut un pic din prezentare, m-am grăbit. Principalele utilități ale orașului, aici am rămas. A, ok. Ne dorim un sistem de sănătate sigur, facil, la care să avem acces. Bineînțeles că ne dorim și un sistem de educație. Ok? Un transport curat, electric, energie sustenabilă din surse regenerabile și principalele utilități ale orașului sunt transportul urban, consumul de apă și sistemul electric, sistemul rețeaua electrică. Și bineînțeles, toate acestea comunică între ele și oamenii trebuie să comunice cu orașul. Aș dori să vă spun un pic despre cum se vede un oraș inteligent și din alte puncte de vedere. Orașele inteligente folosesc platforme de informare. Ok? Fie că vorbim despre educație, taxe și administrații locale, încurajează cultura și turismul.
Și bineînțeles, monitorizare centralizată despre ceea ce spunea Andrei la un moment dat. Acesta este un aspect pe care aș dori să-l vorbesc, se numește planificarea urbană. Ceea ce se întâmplă în acest moment, dezvoltarea orașelor este foarte important să se facă planificat, să se dezvolte infrastructura de transport, să ai în apropiere școli, grădinițe, acces facil la cultură, industrie în apropiere, energie regenerabile, ce nu de asta avem nevoie de planificare. Și bineînțeles, ceea ce spuneam, apa este la fel de important ca infrastructura de energie electrică. Transportul trebuie să fie curat, zero emisii. Fie că vorbim despre mașini electrice și infrastructura de încărcare. ABB oferă soluții atât pentru vehicule electrice, autobuze, troleibuze, tramvaie, metro, cu o gamă largă de aplicații. Pentru autobuzele electrice există mai multe sisteme de alimentare, fie că vorbim de alimentare cu ștecher, fie că vorbim de alimentare cu energie electrică în stații, cu pantograf care coboară sau cu pantograf care urcă, alimentarea în depou sau alimentarea cu energie electrică în stație. Pentru tramvaie, soluții și sisteme inteligente de alimentare cu energie, alimentarea liniei de contact, ABB pune la dispoziție soluții containerizate în care, legate la medie tensiune, celule de medie tensiune, transformatoare, redresoare, curentul continuu, se alimentează tot ce înseamnă partea de linie de contact pentru tramvai, troleu, metro, astfel încât vorbim de 750 de volt curent continuu în general în România. Ele sunt alimentate, bineînțeles, cu soluții inteligente, ceea ce înseamnă recuperarea energiei la frânare, recuperare și stocare, sau uneori se folosesc soluții în care se recuperează energia și se folosesc, de exemplu, pentru iluminat sau pur și simplu se dă înapoi în rețea. Asta înseamnă eficiență energetică. Soluții pentru tramvai. Vorbim un pic despre industrie. Stăm în orașe inteligente, dar mergem la serviciu. Ne dorim să avem și o industrie puternică în România, în jurul orașelor să avem locuri de muncă curate și sustenabile. Ca exemplu, ABB are o fabrică în Germania, la Rüdesheim, care este pariul nostru, să zic, de zero emisii și care este o fabrică a viitorului care funcționează astăzi. Acolo noi producem componente și soluții pentru clădiri inteligente, iar această clădire se susține singură din punct de vedere energetic. Ce e important, acest oraș care are foarte multe dispozitive conectate sau conectabile, să le zicem, trebuie să fie monitorizat de undeva, nu spun de unde, dar trebuie monitorizat și trebuie să putem să facem o măsurare, să putem să vedem dacă avem performanțe sau nu și, bineînțeles, să luăm decizii în funcție de ceea ce citim
și să facem optimizări. Așa se vede un oraș inteligent. Acum aș dori să vă prezint un pic unde avem noi expertiză în domeniu. ABB este lider în tehnologie, cu o istorie de peste 130 de ani, cu prezență globală și promovează, nu singur, ci împreună cu parteneri, soluții pentru orașe inteligente. Cum toată lumea știe, ABB are expertiză pe alimentarea cu energie electrică a clădirilor, a fabricilor, în general pe clădiri industriale, comerciale, medie tensiune, joasă tensiune, soluții containerizate, sisteme de protecție și control, sisteme SCADA, dar în același timp, dacă vorbim de clădiri, ABB are și soluții complexe, pornind de la celule de medie tensiune pentru distribuție secundare montate în interiorul clădirilor, tablouri generale de distribuție, tablouri secundare de distribuție, sisteme UPS, sisteme SCADA și de control. Bineînțeles, aici vorbim despre clădiri inteligente, soluții smart, soluții de metering. În același timp, aerul care ne vine în clădire poate fi acționat de motoare ABB, convertizoare ABB. Suplimentar, în clădire avem nevoie de aer și de apă. Stațiile de pompare acționate de motoare, convertizoare și instrumentație de câmp ABB. ABB este lider global în robotică și sperăm în următoarea prezentare să putem vorbi, colegii mei să vorbească mai mult despre roboți și bineînțeles oferim sisteme de SCADA și asset management. Ok. Revenind un pic la partea de smart building și e-mobility. Dacă ne uităm un pic, smart building nu, smart city nu înseamnă numai smart building sau e-mobility. Este un ansamblu. Aș dori să vă vorbesc un pic despre soluțiile pe care le avem noi pe mobilitate electrică. Din punctul acesta de vedere, ABB este pionier. Încă din 2010 a participat și a fost printre primii, ca să nu zic primul, care a dezvoltat stații de încărcare pentru mașini electrice. Avem o mare experiență în domeniu, cu peste 13.000 de stații de încărcare în curent continuu, fast charger, instalate peste tot în lume, inclusiv aici în România. Și bineînțeles avem sistem service online, dar și fizic, cu amprentă în fiecare țară, inclusiv aici în România. Ok? Unde pot fi găsite aceste aplicații ale noastre? Putem să vorbim despre flote industriale, stații de încărcare pentru flote industriale. Marea majoritate există și soluții inteligente autonome care merg singure. Flote comerciale. Aici avem mai multe sisteme. Sisteme cu conexiune direct pe joasă tensiune sau cu conexiune pe medie tensiune. Soluție compactă care înseamnă, dacă nu există disponibil de putere pe joasă tensiune, și asta este o mare problemă în orașe în acest moment,
se face conexiunea direct pe medie tensiune, soluții compacte care vin cu 2, 4, 6, pot să vină cu mai multe posturi de încărcare de la început. Bineînțeles că avem și soluții pentru apartamente, hoteluri, vorbim de încărcătoare în curent alternativ, micuțe, sau în curent continuu de perete, dar inclusiv sisteme de stocare a energiei electrice, astfel încât în momentul în care nu ai nevoie de când ai nevoie de surplus de energie să poți să o iei din baterii. Aș dori să vă prezint flotele comerciale. Constantin Chimai, o să vă rog să vă apropiați de finalul acestei prime intervenții, rămân să mai completăm. Ok. Aș dori să-ți vorbesc pe scurt doar despre soluțiile pentru încărcătoarele, pentru autobuzele electrice. Sunt soluții de încărcare pe depouri, soluții de încărcare pe stații, inclusiv sisteme de management complexe, okay, care permit managementul încărcării în timp. De exemplu, dacă nu ai disponibil de putere de la început, poți să începi cu un transformator de 400 de kVA, vezi cum se în timp necesarul de putere, după aia poți să mărești transformatorul, de exemplu, la 200.000 de kVA, poți să încarci mai multe mașini, vii și cu sisteme de baterii care îți permit să încarci, să preiei vârfurile de sarcină și, de exemplu, astea sunt soluțiile de încărcare pentru autobuzele electrice în depou. La fel, dacă vrei să îți crești puterea de încărcare, prin montarea sistemelor de baterii îți poți crește sistemul de încărcare. Un singur lucru aș mai vrea să subliniez, foarte important în încheiere, dacă vorbim și despre smart building, ABB are soluții complete pentru clădiri inteligente și o să las doar filmulețul să meargă în fundal, fără să spun mare lucru. Eu vă mulțumesc și lansez acum o invitație la dialog pentru cei care doresc să dezvolte soluții împreună cu noi, pentru cei care doresc parteneriate și care doresc să beneficieze de expertiza și de experiența celor de la ABB, îi invit la un dialog astfel încât să găsim soluții împreună și să dezvoltăm proiecte în România. Noi avem acum, vorbind despre încărcătoare pentru autobuze electrice, avem în fază de testare un proiect pentru o primărie mare din România. Săptămâna viitoare sperăm că o să-l punem în funcțiune și o să vă anunț mai multe. Și avem multe clădiri care se modernizează și se automatizează, transformându-se în clădiri inteligente. Fie că vorbim de iluminat, de acționarea jaluzelelor, încălzire, răcire, aportul de aer proaspăt. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Mulțumesc și eu, Constantin Chimoi, executiv manager în cadrul ABB România. Eu rămân în momentul de față, sigur, foarte la cald, așa, cu două idei. Una aceasta legată de Digital Twin, de fratele geamăn al orașului, care deja apare în prezentarea pe care ne-a oferit-o reprezentantul ABB. Sigur, este mult mai complicat să o realizezi tehnic și să o faci funcțională. Este mai aproape de zona pe care a atins-o Andrei Berechet în deschiderea acestei sesiuni, însă este evident că asta e direcția. Iar a doua este cea legată de modularizare în ceea ce privește stațiile de încărcare, dar nu numai. O să închid în momentul ăsta share screen-ul și cedez microfonul lui Daniel. Mulțumim frumos domnului Achimoae pentru
că ne-am împărtășit din experiența ABB și din viziunea în ceea ce privește un oraș inteligent. Am notat eu aici siguranță, inteligență, sustenabilitate, evident cu focus pe partea de transport, consum de apă și rețea electrică. Partea de planificare urbană cred că iar este foarte, foarte importantă și de asemenea mi-a plăcut foarte mult încurajarea ideii de a dezvolta proiecte împreună. Cred că asta până la urmă este și obiectivul evenimentului nostru și a tuturor acestor întâlniri. Cu siguranță, atâta timp cât se pun la masă mai mulți jucători importanți din industrie, vin fiecare cu experiența lor, cu know-how de proiecte implementate la nivel global. E clar că lucrurile merg într-o direcție bună și cu siguranță genul ăsta de întâlniri și de proiecte comune sunt binevenite. De asemenea, partea de mobilitate electrică, din punctul meu de vedere, infrastructura e importantă și poate fi un factor de decizie în dezvoltarea și creșterea numărului de vehicule electrice pe piața românească, dincolo de programele de susținere care există și care cu siguranță sperăm că o să fie în continuare. Propun să mergem mai departe. Îl avem alături de noi pe domnul Corneliu Samoilă, director regional TIAP, și mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră și îl salut. Bună ziua! Bună ziua! Vă auzim și prezentarea se vede, doar să o puneți în screen. Da, se vede, doar să o puneți în screen. Imediat. Imediat. Sper să apară. Bună ziua! Mulțumesc! Mă numesc Cornel Samoilă, sunt director în cadrul grupului Vinci Energie România. Pentru cei care nu știu, grupul Vinci Energie România include companiile TIAP, Spotting S.A., Stizo Industrial Services, Stizo Nuclear Cernavodă și Vinci Facilities. Ținând cont de motoul acestui eveniment, alegeri inteligente pentru orașe inteligente, am propus prezentarea unui proiect, să zicem, de mare actualitate, având în vedere informațiile care au circulat în mass media zilele trecute, legat de stațiile electrice de transformare, și mă refer aici la stația pentru alimentarea magistralei M5, drumul Taberei Universitate. Se dovedește că a fost chiar o alegere inteligentă a forurilor implicate în derularea acestui proiect, sigur, cu decalajele de execuție care au fost înregistrate de-a lungul timpului. Pentru a ajunge totuși la prezentarea acestui proiect, ar trebui început mai întâi poate cu o mică trecere în revista ecosistemului utilităților urbane. Ele au fost menționate, poate întreagă, de câțiva din antevorbitori. M-aș referi aici la obiective vitale unui oraș, sistemele de termoficare, sistemele de alimentare cu apă, stațiile de tratare și de epurare, partea de infrastructură de transport, tot ce înseamnă străzi, drumuri, iluminat și restul spațiilor de parcare. Deci sunt obiective importante în cadrul unui oraș, nu numai cum e București, ci tot ce înseamnă orașele din România și numai. Și aș încheia cu o utilitate necesară în viața unui oraș, și anume cu alimentarea cu energie electrică. Conform informațiilor de pe site-ul Enel Distribuție, sunt peste 60 de stații de transformare în București, aproape 8.000 de posturi de transformare, o putere instalată de peste 8.000 de megavolți-amperi. Toate aceste lucrări și obiective, vă dați seama că într-un oraș înseamnă disponibilitatea de spații pentru construcții. De spații construibile, de spații accesibile, de spații accesibile și din punct de vedere al racordării la utilitățile care sunt necesare pentru a dezvolta aceste proiecte. Merge, bănuiesc. Da, vedem. Ok. Proiectul la care mă refer este de mare actualitate. A fost inaugurat ieri într-un cadru foarte oficial și se referă la noua magistrală M5 a metroului și în mod specific la stațiile de transformare 110 pe
pe 20 de kilovolți. Soluția a fost concepută acum mulți ani. A fost concepută de către Metrol SA, compania de proiectare, la solicitarea Metrorex, a companiei de transport. Și având ca proiectant pe lângă Metrol SA și proiectant de specialitate pe FISE București cu șefa de proiect, doamna Elena Stam. Proiectul se referă, cum am spus, la alimentarea cu energie electrică a magistralei M5 de metrou, tronsonul 1, drumul Tandarei Universitate. Sperăm să înceapă și tronsonul 2 spre Universitatea Cogălnicianu și spre partea de est a Bucureștiului, dar cu termenul de execuție sperăm toată lumea să fie mai scurtă decât durata acestui proiect. Din proiectele executate nu numai de TIAB, dar și de alte companii de construcții în țară, construcția unei stații de transformare 110 pe 20 de kilovolți, care are, să zicem, de tip intrare și ieșire cu două celule de linie, două trafos și o cuplă, plus clădirile, camere de comandă și restul utilităților, implică o suprafață necesară peste 4.000 de metri pătrați. Ceea ce, sigur, e o problemă cu asigurarea acestor suprafații într-un spațiu urban. Ținând cont totuși de lipsa de spații în București și de extinderea orașelor și spre zona metropolitană, soluția propusă în acest caz chiar s-a dovedit a fi inteligentă sau smart și a fost aleasă din patru variante de construcții de stații de transformare de tip urban, cu mențiunea că sunt stații de tip urban suprateran, în clădire închisă. Stații de acest tip mai sunt construite în România, la Cluj, stația cea veche, Cluj Stadion, la Constanța, Tăbăcăriei, Craiova Centru, Galaș Centru, deci mai sunt stații care operează și sunt echipate cu echipamente primare în diverse configurații, cu întrerupători de broșabil, cu izolație în aer sau cu echipament primar de tip hibrid. Ce avizați de genul ăsta de proiecte, știu că dimensiunile stațiilor sunt influențate totdeauna de tipul de izolație al stației, dar și de dimensiunile transformatorilor de putere. Încerc să dau pagina. Ok. Proiectul de la metrou este, de fapt, un proiect de mare importanță pentru alimentarea magistralei 5 de metrou. Are drept client clientul, beneficiarul fiind Metrorex, lucrarea s-a executat pe taxă de raport. A început acum mulți ani, avea un termen de finalizare din punctul nostru de vedere 2016. Noi l-am finalizat în timp util, mai că probleme legate de construcțiile aferente au tergiversat, eu știu, predarea și finalizarea în timp a lucrărilor. Scopul lucrărilor a fost, sigur, proiectarea, partea de achiziții, partea de construcții, testele, tot ce înseamnă de luarea unui proiect pe o stație de transformare, cu caracteristice tehnice menționate mai jos. Sunt, de fapt, două stații de transformare, partea de conexiune în LES 110 și partea de 20 de kilovolți cu niște lungimi de cabluri impresionante, având în vedere că și montajul lor s-a făcut în mediul urban, deci cu ceva dificultăți de montaj. Menționez că aceste stații, sigur, sunt finalizate, acum se știe de către toată lumea la mod oficial. Ele au fost executate prin agenția, unitatea de business TIAB Infra din București, având ca director pe domnul Ion Pârloagă, și un project manager, zicem noi, la fel de bun, Andrei Gioldiș. Menționez totuși că TIAB este o companie românească cu acționat francez. Am aniversat anul trecut 70 de ani de activitate și suntem implicați în lucrările de execuție la metrou încă din 76-77, când a început anul construcțiilor linii de metrou, Piața Unirii, Pipera, pentru cei care își mai amintesc. Cu siguranță că își amintesc cu toți. Proiectul a constat, sigur, din tot ce înseamnă un grafic de execuție, organizări de șantier, project management, toate serviciile necesare finalizării unui proiect pentru o stație de transformare. Este un proiect care include două trafo de 25 de MVA,
echipament foarte specializat, ținând cont de, de dificultățile și de posibilitatea găsirii unor spații necesare în zona urbană. Menționez totuși că proiectul ăsta este un unicat, fapt pentru care suntem mândri că am fost implicați în execuția acestui proiect. Unicitatea proiectului este dată de faptul că este o stație de 110 pe 20 de kV, este subterană și are și un echipament foarte compact, ceea ce a redus dimensiunile stațiilor. Are un echipament primar GIS cu Gas Insulation Switchgear pentru partea de 110 și un transformator cu izolație la fel în gaz, în SF6, un GIT. Soluția a fost promovată, cum v-am spus, de către proiectant și aleasă pentru că e foarte dificil să construiești o stație în mijlocul Bucureștiului, cu stâlpi, cu echipament primar, cu linii de înaltă tensiune, cu leia, cu tot ce înseamnă dificultățile de construcții și de, eu știu, impactul vizual pe care îl creează genul ăsta de stații. Stațiile sunt de tip bară simplă, cu racordare în cabluri LES, în două stații existente și operate de Enel, din Răzoare și din Panduri. Aveți acum pe ecran schema de principiu a stației. Echipamentul de tip GIS este foarte compact. El este produs și furnizat de unul din producătorii tradiționali de echipament primar secundar de pe piață. Sunt nu foarte mulți, sunt vreo 3-4. La fel, transformatoarele aici, din păcate, nu există un producător în România. Transformatoare de tip GIT nu se produc în România, sunt în partea, în Asia. Și, sigur, cu dificultățile, să zicem, de proiectare și de alegerea lor, logistica necesară pentru a fi aduse și montate. Stațiile sunt, așa cum am spus, sunt de tip interior și sunt subterane. Datorită echipamentelor foarte compacte, date de sistemul GIS-GIT, o stație de transformare, dacă vă puteți imagina, intră într-o suprafață de maxim 800 de metri pătrați, adică e un 39 pe 20 de metri lungime lățime cu înălțime de 12 metri, deci este foarte, foarte compactă, spre deosebire de o stație normală de 110, de aceeași configurație, care trece de 4.000-4.500 de metri pătrați, sigur, cu dificultățile de racord după aceea în stațiile conexe și distribuția pe medie tensiune. Aveți aici imaginea stației. Sigur că sunt identificabile cele două transformatoare, GIT-urile, da? Vedeți echipamentul GIS, partea de 110 primare și cu tot ce implică aparatura primară de comutație, întrerupătorul, sunt separatoarele de linie și de trafo, sunt descărcătoarele. Totul este foarte, foarte compact. Separat sunt stația de medie tensiune, distribuția către substațiile de energetice din cadrul metroului și serviciile interne cu dulapuri de curent continuu, curent alternativ, baterii de redresor, tot ce implică echipamentul secundar într-o stație. Cei care nu știu, SF6 este o hexafluorură de sulf, este un gaz incolor și inodor, el este lipsit de toxicitate, stabil chimic și neinflamabil, se pretează pe genul ăsta de echipament capsulat pentru a separa echipamentele primare în cadrul întregului sistem. Se amestecă foarte încet cu aerul. În orice caz, toată stația este prevăzută cu un sistem de ventilație foarte performant, chiar dacă este o stație care funcționează fără personal, conform principiilor mai vechi din partea de distribuție și de transport a energiei din România. Deci este prevăzut cu un sistem de ventilație bun, astfel încât să nu creeze niciun fel de probleme personalului care vine pentru diverse servicii. Domnule Samoilo, să vă rog să vă apropiați de finalul acestei prime intervenții, un minut, poate două, mulțumesc. Ok, e în regulă. Sunt niște imagini legate de echipamentul GIS, foarte compact, cu distanțe, cu lungimi și
arhitectură foarte compactă și foarte mică, sistemele de conexiune în cablu pe terminale de 110, dimensiunea transformatorului de putere cu o greutate de 42 de tone. E de menționat avantajele unei asemenea stații, pentru că, sigur, fiind foarte compactă și subterană, reduce foarte mult suprafața construibilă. Vedeți un raport 780 pe 4200 de metri pătrați pe o stație de tip normal. Sigur, nu are impact vizual, are o serie de avantaje, nu se plătesc, eu știu, banii pentru a achiziționa terenul, tot ce înseamnă impactul vizual și conexiunile după aceea. O imagine pentru o stație normală, sunt și niște dimensiuni, e un DVG preluat de la o lucrare făcută de noi. Niște stații de tip urban, care datorită extinderii orașelor au rămas prin zonele locuibile cu problemele de rigoare, sunt destule pe care le știm. Tiabo e implicat și în lucrările la metrou, de ce înseamnă accesul, partea de sisteme de lifturi pentru persoanele cu handicap și persoane normale, iluminat, elevatoare, deci lucrări, sistemul de ventilație, mai nou se elimină sistemul ăsta de ventilație tip piston, în care, sigur, stricau toate acolo când venea metrou, partea de dispecerat. Știți cu toții, ieri a fost inaugurat în mod oficial cu participare la un nivel foarte înalt magistrala M5. Sigur, mulțumesc încă o dată Energinomics pentru simultaneitatea și acceptul pentru a-mi introduce cu această prezentare, pentru că, într-adevăr, este importantă și utilă pentru ce înseamnă transportul din București. Am preluat și o imagine de pe televizor, adică un logo din ăsta preluat din sistemul ăsta religios. În final, un habemus metrou. În final s-a finalizat lucrarea de metrou, a durat vreo 7, 8, chiar 9 ani, datorită lucrurilor și nu numai de construcții, cât și de infrastructură, SCB-uri, tot ce înseamnă semnalistica și alte probleme care au fost independente de contractul nostru, la care au dat, să zicem, o decalare de termen nedorită totuși. Mulțumim și noi, domnule Samoile, și mă bucur de asemenea că s-a potrivit bine. Sunt deja două întrebări și o să revin cu ele către dumneavoastră, în speranța că o puteți veni cu niște clarificări. E un moment așadar foarte bun din această perspectivă. A durat mult, dar s-a întâmplat. Mărturisesc că e greu să înțeleg totuși reticența, tristețea sau chiar, nu știu, violența cu care este primit acest moment. Evident, foarte întârziat, dar până la urmă este un moment bun. În sfârșit s-a finalizat un proiect și măcar o zi, două ar trebui să ne bucurăm. Urmând ca de aici încolo să luăm de la capăt, să reușim să facem celelalte lucruri care rămân de făcut acolo. Sigur, zona drumul Taberei, da, drumul Taberei are peste 300.000 de locuitori. Sperăm ca și traficul auto să se diminueze prin folosirea metroului. Sigur, au o capacitate de transport vreo 40.000 de călători pe oră. Adică este un mijloc de transport util. Și într-adevăr, menționez încă o dată, este o soluție deșteaptă, smart, inteligent, aleasă. Deci se pretează foarte bine pe tematica, pe motoul. Foarte numeroase argumente tehnice din partea dumneavoastră ca să susțin această afirmație. Vă mulțumim încă o dată. O să-i dau cuvântul acum domnului Florin Enache, cofondator la Better, pentru prezentarea, pentru ideile pe care le-a pregătit pentru noi astăzi. Bună ziua, vă rog! Bună ziua! Suntem încântați să ne alăturăm domeniului vârf de lance energie cu ceea ce noi numim cenușă reasă a industriei construcțiilor și anume locuirea. Cenușă reasă, dacă discutăm despre atractivitatea investițiilor în context de cutremur, birocrație și așa mai departe. Însă, un domeniu în care, prin atâtea lipsuri, de fapt, putem sublinia nelimitate oportunități, ca să zic așa. Însă, știm cu toții că industria a avansat câteva generații, poate,
din păcate sau din fericire, și observăm că ne tot întoarcem în câte o buclă din când în când să mai așteptăm să vină și pricepuții din urmă. De ce? Pentru că misiunea pe care noi ne-am asumat-o este să investim în utilizatorul de mediu construit. Și aici am reținut propunerile de intenție, de parteneriate, de iluminat monumente, toate lucrurile care au fost puse mai devreme, tocmai pentru că avem foarte mare nevoie să începem să avem să aducem în bugetele de marketing ale marilor companii două linii, și anume una care se numește marketing pentru autorități, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care, iar autoritățile cumva se împart în două, între cei sensibili din 4 în 4 ani, politicienii, și aparatele tehnice din primării, care sunt acolo de foarte mulți ani. Și a doua direcție în care este musai să investim este userul, locuitorul, locatarul, plătitorul de rate, cel care doarme noaptea în clădire, pentru că iarăși ne întâlnim în foarte multe evenimente, discutăm despre beneficii, despre profit, despre eficiență, lucruri absolut normale în business, însă noi pariem pe faptul că businessurile ar merge și mai bine dacă utilizatorul final, cel care plătește indirect practic tot ce se întâmplă în procesul de proiectare, dezvoltare, construire, dacă înțelege care sunt beneficiile, pentru că până la urmă beneficiile unui dezvoltator sau beneficiile unui producător sau beneficiile unui primar sau sunt foarte beneficiile unui arhitect. Sunt foarte diferite de beneficiile unui cumpărător de apartament, și aici o să încercăm să atingem acest bottleneck. De ce? Pentru că avem, da, apartamentul până la urmă este locuirea cea mai ieftină, cea mai accesibilă în mediul urban dens care se tot densifică, o să vedem până unde. Și ne-am concentrat, am inițiat hashtag Better. În România a durat vreo 3 săptămâni în plus la judecătorie, pentru că era cu hashtag, da? Pentru noi era doar o chestie de social media, deci nu era absolut nimic de altă natură. Și mergând, mai întâi am făcut câteva exemple și am pornit de la necesitatea ca fereastra la baie să fie un minim necesar civilizat, chiar dacă nu e obligatoriu prin lege. Văd niște sprâncene ridicate și mă bucur acest lucru. Ce vreau să vă spun este că, iarăși, dacă discutăm de pandemie și de lucru acasă, nu vreau să știu ce fac ofițerii de health and safety din companiile mari, că nu cred că s-au dus în vizită pe la angajații lor să vadă în ce condiții lucrează. Însă deja avem niște statistici care arată a crescut și eu sunt convins că a crescut și incidența necesității de ochelari, și aici iarăși subliniez ceva ce a zis domnul Copoiu mai devreme. Cum e calitatea luminii? Sunt aspecte atât de diluate încât e foarte greu ca cineva să le atace frontal cu un return of investment foarte rapid. Ce pot să vă mai spun este că, de exemplu, faptul că suntem într-un mediu construit bizar, din păcate, în București, cu foarte multe semne de întrebare, suprapus pe o zonă seismică, și vă mai spun un lucru despre o statistică, în acest moment principala cauză a incendiului urban este mașina de spălat rufe. De ce? Pentru că avem un consumator electric mare, ca să ne legăm un pic de zona de energie, avem un consumator electric mare pe o rețea de multe ori veche, avem clădiri vechi de 40-50 de ani care nu erau pregătite pentru acest lucru. Probabil încep
începe să se balanceze puțin cu faptul că apar tot felul de noi tehnologii care micșorează consumul de electricitate, ceea ce probabil că ajută. Însă, mergând pe acest fir, am făcut această colecție de idei care înseamnă, nu știu, să avem niște rigori despre lumină naturală, să avem fereastră la baie, să avem, nu știu, să vedem de ce nu se respectă legea locuinței, pentru că avem inclusiv o lege, da, care impune, nu știu, mai bine sau mai rău, dar impune niște gabarite care nu se respectă. Da, toate aceste lucruri despre locuire trecând de spațiul apartamentului sunt nenumărate alte aspecte de distanță până la școală, infrastructură, care nu se regăsesc în contractul de vânzare, cumpărarea apartamentului. Și atunci avem nevoie de niște oameni care să înțeleagă că ei sunt primii care influențează calitatea acestui mediu construit într-o țară în care legea încă se mai negociază. Și atunci ce facem? Noi ne ducem cu toată puterea înainte către cel care plătește rata pentru apartament. În naivitatea noastră de arhitecți, artiști, am crezut că gata, am făcut un curs de locuire, mergem direct la bănci și îl vom pune la ghișeu unde vine omul care vrea să-și arate. Evident că nicio bancă n-a dorit chestia asta, pentru că un om care înțelege mai mult își întârzie decizia, da? Procesul lui emoțional de a-și cumpăra casă se transformă într-un proces rațional care îl împinge într-un proces de analiză de un an, un an jumate. Unii dintre ei înțeleg că 5-6 ani vor sta foarte bine de fapt în chirie și n-au nevoie de situații limite, tensionate în familie. E un amestec de educație financiară și înțelegerea a unui complex de aspecte. Am mers mai departe și am încercat să adunăm timp de 4 ani aceste beneficii pe care noi le vedem necesare minim în ceea ce noi numim apartamentul Better, din blocul Better, care, ce să vezi, am descoperit că nu e nicio mare inginerie să faci un bloc modern cu 2 etaje, da? Pentru că avem niște reguli foarte simple și clare. Însă, cel mai greu este să convingi oamenii să se asocieze. De ce? Pentru că în acest moment, practic, ce facem noi cu blocul Better, care este, zicem noi, un model de bună practică, încercăm să convingem viitorii vecini să petreacă niște timp împreună, să se asocieze, să înțeleagă. De ce? Ca din aceiași bani pe care îi vor lua de la bancă sau pe care îi au la saltea, să ne permitem ceva cu vreo 30% mai bun și mai mare. De ce? Pentru că nu există un profit speculativ, există un vehicul, un proiect de bloc gata făcut, care îmi aduce, să zicem, un apartament de 100 de metri la același buget ca un apartament de 70 de metri pe care îl găsesc azi în piață, evident, în două scenarii financiare diferite. Unul e cineva care și-a asumat niște riscuri și e firesc să facă un profit, iar scenariul nostru înseamnă 1-2 ani în care oamenii ăștia participă la tot demersul, începând cu alegerea terenului care devine proprietatea lor, și este o asociere non-profit, adică noi ne comportăm ca un manager de proiect, desigur, doar pe acest model, ca fi tot mai rafinat și mai îmbunătățit, însă ne dorim în 5 ani de zile să ajungem la cel puțin 100 de astfel de blocuri, generând o calitate foarte bună în bugetele disponibile. De ce am ales apartamentul de 100 de cu 3 camere? E foarte simplu. Cele mai multe întrebări pentru ceea ce facem noi cu educația de locuire au venit din zona oamenilor care sunt în zona de 30-40 de ani, 1-2 copii, nevoie de spațiu, dar bugetul undeva în jur de 100-120 de mii. Da? Lucrăm cu un Excel deschis grupului. Da, adică apartamentul pe care noi îl punem la 100 de mii este un apartament care se așează pe un teren undeva la 100 de euro pe metru pătrat.
dacă va crește incidența valorii terenului, la fel va crește puțin prețul. Însă ce pot să vă spun este că este pentru prima dată în România când am discutat cu niște evaluatori despre evaluarea calității locuirii și nu despre evaluarea tehnică eficientă și așa mai departe. De ce? Eu pot să vin în piață cu 12 apartamente pe care le pun nu pe 2000 de metri, dacă găsesc un teren convenabil pot să le pun pe 5000 de metri și îmi permit să am și un parc, pentru că eu nu cresc profitul și eficientizarea la maxim conform indicatorilor urbanistici care iarăși de multe ori se fac din pix tocmai pentru a crește valoarea terenului. Adică venim cu niște lucruri care pe de o parte irită business-urile clasice, dar pe de altă parte deschidem apetitul către noi nișe, având la dispoziție cam aceleași mijloace și cam aceleași bugete. Mulțumim, Florin Enache. Poate un minut pentru o concluzie, dacă simți nevoia, oricum vom reveni și mai detaliem un pic. Dacă aici se închide prezentarea ta. Avem filmulețul în cazul în care crezi că poți să rulezi ceva din el. Blocul pe care noi îl propunem ca fiind hashtag better, care de fapt e un bloc absolut normal, înseamnă un bloc cu două etaje, înseamnă un parter liber, unde băgăm câte două locuri de parcare pentru fiecare apartament. Avem niște spații comune, avem o curte. Cred că la nivelul ăsta, practic, cea mai mare provocare este să schimbăm perspectiva oamenilor, de a înțelege în câte forme pot să-și investească banii. E adevărat, asumându-și un proces de pregătire, pentru că nu e ușor să găsești încă 11 oameni, să-ți faci un grup de 12 vecini, dar vei vedea că, de fapt, asta este cel mai mare avantaj al acestei abordări, pentru că te vei bucura de vecinii pe care ți ai ales și nu ești acolo la nimereală cu niște oameni care au cumpărat niște apartamente. Mulțumesc foarte mult și foarte interesantă idee, o să dezbatem imediat. Mai avem o prezentare programată în această a doua sesiune a zilei. Daniel, te rog. Mulțumim frumos, Florin, pentru că ai împărtășit din viziunea ta. Mi-a plăcut și am notat ceva din ce ai spus la începutul prezentării. Prin atâtea lipsuri putem sublinia nenumărate oportunități. Da, într-adevăr, pe segmentul pe care sunteți voi sunt multe probleme, iar tot ceea ce faceți încurajează responsabilitatea în construcții și e important ca lucrurile să se schimbe ușor și până la urmă și consumatorul final să fie informat și educat și să știe exact ce așteptări are și care sunt standardele pe care trebuie să le urmărească. O să mergem mai departe. Am ajuns la ultima prezentare de astăzi. O avem alături de noi pe Andreea Iacob din partea FDN, care îi mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră. Ne povestească un pic despre proiectul pe care îl au ei în curs, Solar Decathlon. Bună, Andreea! Bună ziua! În primul rând mă bucur foarte tare să fiu aici. Prezentarea mea cumva o să fie din perspectiva unei studente la arhitectură, care astăzi reprezintă un grup mai mare de studenți din peste 10 domenii, FDN. Și la momentul de față avem foarte multă treabă. Una dintre activitățile noastre este să reconstruim casa asta din spatele meu, cu care am luat locul 4 la competiția Solar Decathlon în 2018 în Dubai. Aceasta urmează să primească și prima certificare LEED Platinum din România pentru o casă, dar astăzi nu o să vorbesc despre asta, ci mai degrabă despre ce urmează să facem în viitor la competiția Solar Decathlon Europe 2022. Așa că o să încep prin a da un share screen cu prezentarea. Este totul în regulă? Se vede doar să fie full screen. Ok. Acum se vede, da. O secundă. Da.
Prezentarea mea începe cu patru numere care sunt acum pe ecran. Poate că acestea nu vă spun nimic, dar ele sintetizează exact situația actuală a orașelor. Acestea ocupă 2% din suprafața terestră a Pământului și găzduiesc 50% din populația lumii. Sunt responsabile de 75% din consumul global de energie și 80% din emisiile de CO2. În același timp, dețin 80% din PIB-ul global. Totodată, viața noastră urbană ne face să trăim cumva pe datorie sau, cum s-ar mai spune, pe caiet. 22 august 2020 a fost overshoot de anul acesta. Asta înseamnă că în ziua respectivă noi ne-am terminat toate resursele pe care le aveam la dispoziție pentru anul 2020 și am început să consumăm din resursele pentru anul 2021. În România, în schimb, a fost și mai trist, ca să zic așa, aceasta fiind pe 11 iulie, chiar cu o zi mai devreme față de cum a fost anul trecut. Momentan ne aflăm cumva într-o situație de criză. În ultimii 40 de ani, temperatura medie globală a crescut cu 0,8 grade, în Europa cu 1 grad, iar în România cu 1,05 grade. Acest lucru, pe lângă chestii de genul topirea calotei glaciare, dispariția plantelor, animalelor, care pentru unii poate nu sunt atât de interesante, va duce în schimb la adevărate crize economice sau sociale, iar pentru a evita o astfel de catastrofă, ar trebui să reducem până în anul 2030 emisiile de carbon cu 50%, iar în anul 2050 să ajungem la net zero din punct de vedere al emisiilor de carbon. Cumva poate părea că avem foarte mult timp, dar nu este deloc așa și de obicei întrebarea este de unde putem să începem un astfel de proces. Unul dintre răspunsuri ar fi fondul construit și mai ales cel existent, deoarece, indiferent de cât de, să zic, performante vor fi clădirile pe care le construim în viitor, trebuie neapărat să ne axăm și pe ce există la momentul de față. Și spun asta nu pentru că îmi place mie în mod deosebit să vorbesc despre fondul construit, deși îmi place, dar european, clădirile sunt responsabile de 40% din consumul de energie și 36% din consumul de CO2. Astfel, de fapt, în același timp, urbanizarea continuă a lumii, adică lumea care se tot mută la orașe, va duce la o suprafață construită cu 23 de miliarde de metri pătrați în plus până în anul 2060, după niște preconizări. Pentru că nu ne mai putem extinde orașele pe orizontală, asta în arhitectură și urbanism, purtând numele de urban sprawl, care vine cu foarte multe probleme de la mobilitate urbană deficitară, poluare, calitatea scăzută a vieții, trebuie să vedem cum folosim la maxim suprafața pe care o avem deja construită. Asta se poate face prin folosirea spațiilor reziduale ale tesutului urban. Trei dintre aceste situații tipice europene pot fi extinderea pe orizontală a clădirilor existente și renovarea lor în cazul în care spațiul ne permite, plombarea unui front care are anumite lipsuri, cum este în centru vechi, unde într-un front continuu mai lipsește câte o clădire, sau renovarea și supraînălțarea anumitor clădiri. Cumva, competiția Solar Decathlon 2022 are aceste aspecte în vedere și ne încurajează să venim cu soluții în spiritul ăsta a regenerării fondului urban existent. În urma studiilor pe care le-am făcut în ultimul an, de când am aflat că ne-am calificat pentru a treia oară la această competiție, am făcut
cumva un framework pe care să lucrăm și acum o să prezint punctele generale pe care le avem în vedere pentru regenerarea unui tesut construit existent. Primul este impactul social. Asta înseamnă că noi trebuie să ne raportăm la un public țintă clar, să înțelegem caracteristicile și nevoile și să răspundem la ele. Totodată să oferim un spațiu plăcut oricărui utilizator, fie că el este în clădirea noastră, fie că el este un simplu trecător. Un alt punct foarte important este biodiversitatea, adică integrarea naturii atât în interiorul orașelor cât și în interiorul clădirii. Aceasta ne ajută atât sporindu-ne calitatea vieții printr-o relație cu un ambient vegetal, dar și sporește biodiversitatea, deoarece în spațiile plantate își fac loc diverse animale, insecte și chiar dacă aceste lucruri par foarte mici, la nivel general pot face o diferență extrem de mare. Un al treilea punct ar fi durabilitatea și materialele. Trebuie să alegem materiale sănătoase, materiale potrivite cu fiecare loc în parte și materiale care să reziste mai mult timp. Totodată este vorba și de o durabilitate morală. Noi proiectăm astăzi gândindu-ne la nevoile prezentului, dar trebuie să avem și timpul în minte. Asta înseamnă că dacă peste 10 ani nevoile se vor schimba, să nu trebuie astăzi să demolăm o clădire și să nu mai folosim nimic din ea, ci aceasta să fie adaptabilă, să poată să schimbe partiul în urma unor nevoi noi sau să poată să accepte mai multe scenarii de folosire. Și nu în ultimul rând, avem nevoie de o circularitate. Asta înseamnă că nu trebuie să ne mai gândim la resursele materiale ca ceva ce folosim doar o singură dată, ci ele trebuie să fie într-un loop continuu. Să luăm, de exemplu, un perete. Ne gândim să proiectăm o clădire folosind niște pereți, apoi clădirea asta, dacă a fost gândită cum trebuie, cum spuneam mai devreme, adaptabilă în viitor, pereții respectiv își pot schimba forma, se pot desasambla și reasambla ca să primească noi cicluri de utilizare. După ce aceștia și-au terminat ciclul de viață, adică nu mai pot fi utilizați ca pereți, ar trebui să poată fi decompuși, iar materialele lor, de exemplu lemnul sau alt material pe care vrem să-l folosim, să poată fi folosit la altceva, cum ar fi mobilă sau parte a unei structuri noi tot din lemn. Pentru a putea face chestia asta, trebuie tot timpul să avem în vedere ce se întâmplă și să avem o analiză clară a fiecărui element pe care l-am introdus în construcție și pe care l-am folosit. Asta înseamnă, cum s-a vorbit și mai devreme, să integrăm partea de infrastructură Internet of Things și nu în ultimul rând să trecem de la partea de BIM, care este nelipsită în modelul în domeniul construcțiilor, este Building Information Modeling. Îl folosim pentru a ne asigura funcționalitatea clădirii înainte ca aceasta să fie construită și pentru a avea parte de aceeași optimizare și la nivelul orașului, orașul fiind un mecanism mult mai complex decât o clădire în sine, trebuie să introducem ce s-ar numi City Information Modeling, adică să luăm informații de la toate componentele orașului și să le folosim încă din faza de planificare și de proiectare, cât să ne asigure funcționalitatea optimă a orașului. Asta ne-ar permite să optimizăm infrastructura, ocuparea terenului, minimizarea consumului de resurse și nu numai. În continuare o să vă prezint super pe scurt care sunt ideile noastre de până acum pentru competiția Solar Decathlon 2022 și cum integrează acestea toate punctele prezentate mai sus. Momentan faza este încă în lucru și sperăm ca cu timpul să avem lucruri din ce în ce mai palpabile și chiar construite.
Am ales să ne raportăm la o supraînălțare a unei clădiri industriale existente, această situație fiind foarte des întâlnită și în România. Dorim să ajungem la un fel de proof of concept la nivel teoretic, care să integreze toate ideile prezentate până acum. Acesta este conceptul de până acum. La nivel social, am abordat o discrepanță între mediul construit și schimbările din structura socială, respectiv faptul că fondul rezidențial este încă axat pe familii de 3-4 persoane, iar din ce în ce mai multe persoane locuiesc singure sau în cuplu. Asta se întâmplă din două motive și în general la două categorii de vârstă. Tinerii care își întemeiază mai târziu familii și persoanele în vârstă care rămân în cuplu după ce copiii au plecat de acasă sau în ultimă fază, care se numește în antropologie solitary survivor, este faza în care a murit un partener, iar persoana respectivă rămâne singură. Ce ne-am gândit noi să facem au fost niște unități de locuit cu suprafață adaptată pentru o singură persoană sau pentru un cuplu. Acestea au pereții modulari, respectiv de 7 metri și 3,50 m. Forma lor, pe lângă faptul că permite luminatul pe 3 laturi, formează o volumetrie care să reia și ritmul străzii existente, partea de păstrarea caracterului unei zone fiind foarte importantă, în ce vorbeam mai devreme cu punctul acela social. În același timp, pereții pe care vrem să-i folosim sunt modulari și prefabricați tot cu finisaje. Deci au o structură de lemn și termoizolație fie de paie, fie de celuloză, vrând să obțină o amprentă de carbon chiar negativă. În spatele intervenției, unde era o zonă care nu folosea nimănui, am încercat să integrăm un fel de instanță naturală pe care noi am numit-o dealul și acolo să se întâmple diverse activități, inclusiv să includă o zonă de mobilitate urbană sustenabilă. Și da, cam asta este în mare ce am lucrat până acum. Vă mulțumesc pentru atenție și mi-a făcut foarte mare plăcere să prezint și să ascult prezentările celorlalți. Mulțumim și noi pentru prezentare. Andreea Iacob, felicitări pentru fluența în discurs. Este în mod evident și o ordine în minte, pentru că altminteri nu se poate. Mult succes în acest proiect nou. Încă o dată câteva idei extrem de interesante pe care sper să avem ocazia să le dezbatem foarte rapid în minutele care urmează. Suntem într-o ușoară întârziere față de program. Cu îngăduința de dumneavoastră și măsura în care agenda vă permite, v-aș propune să conversăm 15-20 de minute, în parte pentru a răspunde la cele câteva întrebări care au venit în MyConnector, în parte pentru a vă da ocazia de a comenta sau a răspunde la chestiuni care au fost ridicate în prezentările din urmă. Nu-l poți...